Eu n-am mai putut să merg 2 săptămâni. Și a fost... Deci tu erai deja într-o situație... Da, eram într-o situație, într-o ruptură. Complicată în business. Eram într-o situație complicată, uh-huh. foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau. Mi-era frică să o iau. Și viața m-a ajutat să o iau. Și mi-aduc aminte că mă gândeam că eram foarte... Mi-aduc așa aminte și acum eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Și mă gândeam, deci viața mea se rupe în două și eu sunt foarte liniștită. Ce Dumnezeului se întâmplă? Am nebunit la cap. Și îmi trece un gând așa și zice, gândul zice... Ești foarte liniștită pentru că ai să mori. Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Întâlnirea de astăzi este una foarte specială, care recunosc că mă bucură foarte tare. În urmă cu câteva săptămâni am fost invitată a lui Mihai Morar la podcastul minunat pe care l-are Fain și Simplu și mărturisesc că am primit niște reacții absolut impresionante și tocmai de aceea m-am gândit să-l invit pe Mihai la mine acasă, la mine la birou, să continuăm această conversație. Bună, Mihai. Bună, Andreea, mulțumesc mult de tot pentru... Faptul că am putut să ne întâlnim la mine acasă în podcast, că ne-am întâlnit de altfel prima oară și mi se pare că dintre toate episoadele pe care le-am avut la podcastul Fain și Simplu, episodul ăsta a avut cu adevărat un efect, nu știu dacă transformațional, inspirațional sigur, pentru cei care l-au privit sau l-au ascultat și mulți au folosit termenul ăsta de terapie sau l-am ascultat de mai multe ori. Este exact același lucru pe care l-am auzit și eu de foarte multe ori, l-am ascultat de 2, de 3 ori. Uh-huh. Prima oară mi-a fost greu să înțeleg, după care aveam senzația că vorbeai despre mine sau despre problemele mele și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele astea, pentru că sunt absolut copleșitoare. Totuși fac televiziune, am făcut televiziune 20 de ani, am dat foarte multe interviuri și cred că niciodată nu am primit mesaje care să mă impresioneze atât de tare prin sinceritatea lor, prin vulnerabilitatea lor, prin, nu știu, toată dragostea pe care am simțit-o și... foarte sincere, extrem, extrem de sincere, în care oamenii vorbeau despre problemele lor și despre toate lucrurile în care s-au regăsit. Și a fost așa, a fost minunat. De aceea m-am gândit să continuăm această discuție, pentru că sunt sigură că putem să răspundem la mai multe întrebări. Cu ce aș vrea să încep conversația de astăzi, tocmai pentru că tu te-ai prezentat vulnerabilă și le-ai dat, cred că asta ai făcut-o, asta a fost efectul tău după podcastul nostru, le-ai dat oamenilor voie să fie vulnerabil, să simtă chestia asta, că e ok să fii vulnerabil, nu te face cu nimic mai puțin puternic. Știți, iartă-mă că te întreb, oamenii fug de vulnerabilitate ca de diavol, doar că vulnerabilitatea, când îți dai voie să o trăiești, te apropie mult mai mult de oameni. Uh-huh. Pentru că tu nu vrei să vadă oamenii că ești într-un anumit fel, pentru că te gândești că i-ar îndepărta de tine, dar de fapt este o minciună pe care ți-o spui într-un mod inconștient, pentru că așa, când te arăți așa cum ești, oamenii nu te resping, oamenii de fapt vor mai mult să vină către tine. Pentru că nouă tuturor ne place și nouă tuturor noi ne dorim să avem această conexiune reală, nu de la nivelul măștilor pe care ni le punem cu toții. Eu sunt puternic, independent, inteligent, eu nu am niciun fel de problemă. Ba da, am foarte multe momente grele. Și ai avut momente grele după înregistrarea noastră? Am avut momente, cum am în toată viața mea, momente în care mă simt copleșită, momente în care mi se pare că nu am spațiu, momente în care am foarte multe întrebări. Ceea ce se întâmplă acum este că știu ce să fac cu ele. Știu cum să gestionez momentele respective. Poți să-mi povestești un moment complicat pe care l-ai avut cu tine, în care a trebuit să-ți recunoști fragilitatea și să te ridici și cum l-ai rezolvat? Pentru că, de fapt, tu exemplul ăsta l-ai dat oamenilor, că nimeni nu este perfect, nici măcar dacă se duce în India într-un ashram, stă acolo, nu vine cu toate problemele rezolvate. Trebuie să lucrăm zilnic la ele, câte zile am avea pe pământ, dacă vrem să trăim într-un echilibru. Cred că, nu știu dacă am povestit data trecută, că m-am întors din ashram și am spus că vreau să mă reîntorc și cineva mi-a zis, n-ai fost odată, n-ai rezolvat problemele, ce să te mai duci încă o dată? Problemele nu se rezolvă. Adică, am luat o pastilă și am rezolvat ceva ce
trăiesc de 30-35 de ani. Uh-huh. Nu ai luat o pastilă și s-a rezolvat, nu. Te duci într-un loc, înveți niște elemente, înveți niște... sau, da, înveți despre niște instrumente pe care poți să le integrezi în viața ta și uneori ai nevoie de un reset. Uh-huh. Și atunci, pentru că mă întrebai de un moment greu, a fost o zi în care mi-am planificat mai multe decât am putut să duc. Din ultimele săptămâni. Da, din ultima săptămână, uh-huh. Cred că săptămâna trecută. Mi-am pus, că am zis, eu am început la 6 dimineața, mi-am pus, cred că, 3 filmări una după alta. După care, în timpul unei filmări, m-a sunat cineva de la mama de acasă să-mi spună că se simte rău, foarte rău, și au chemat salvarea. Mama pentru mine e foarte importantă și atunci, cumva, pe lângă faptul că eram foarte obosită, a mai venit ceva care mi-a creat foarte multă emoție. La birou mă așteptau niște clienți pentru o întâlnire, am fugit repede acasă să văd ce se întâmplă, mama nu se simțea bine. Până la urmă, mă rog, a fost ok. M-am întors, am avut o întâlnire cu un client, după care am mai avut încă o întâlnire, după care am mai avut o filmare, după care am mai avut o filmare și după care am mai avut o ședință. Practic a fost o zi cu, nu știu, pe lângă faptul că nu am avut timp să mă opresc de la o întâlnire la alta, pentru că între ceea ce facem avem nevoie de pauze ca să ne schimbăm starea, să putem să ne reîncărcăm cumva și 5 minute. Ai nevoie să te întorci la tine. E, la mine a fost așa totul. Plus ce se întâmplase cu mama, care mie îmi creează un disconfort foarte mare, ea fiind foarte importantă în viața mea, și la finalul zilei pur și simplu m-am simțit stoarsă, copleșită și nedormind nici foarte bine și mult în noaptea respectivă. Seara am cedat. Pur și simplu am fost după aceea la mama, am văzut-o și în drum spre casă, când am văzut că totul e în regulă, am rezolvat toate întâlnirile, mama mea era bine, m-am urcat în mașină și m-am bufnit plânsul. Pentru că am avut nevoie de acea descărcare a unei emoții și a unei presiuni pe care o pusesem pe mine toată ziua. Și am scos toată presiunea, e ca și copiii când se simt copleșiți de toți părinții și toți care sunt pe ei și încep și plâng. A fost ca o descărcare nervoasă. Ceea ce știu acum să fac este să-mi dau voie să am această descărcare nervoasă, să nu mă supăr pe mine și să înțeleg că a fost mai mult decât am putut duce în ziua respectivă. După care am stat foarte mult pe telefon pentru că am avut multă treabă și uneori când nu sunt echilibrată petrec foarte mult timp pe social media. Și am avut nevoie să-mi iau weekendul în care să mă deconectez, să stau fără telefon, pentru că a fost modul meu în care să mă resetez. Deci diferența este între un om care lucrează cu el și un om care nu lucrează cu el, este că cel care nu lucrează cu el nu are instrumentele și se simte copleșit, și atunci când are lucruri de genul ăsta vine acasă și urlă la oamenii din jurul lui, troznește și e nervos și reacționează la niște lucruri care nu au nicio legătură cu starea lui. Un om care este conștient își dă seama că este vorba de ceea ce trăiește el și nu are legătură cu oamenii din jur și nu-și dă voie să-i rănească. Deci lucrul cu tine nu te face perfect, ci doar te antrenează pentru cum să gestionezi situațiile astea de criză. Cred că aș spune mai curând, nu știu la ce te referi când spui perfect, dar cred că mai curând aș spune lucrul cu tine nu-ți cade problemele, pentru că ele sunt în continuare, ci te ajută să le gestionezi într-un mod diferit și să-ți dai seama că ești deasupra lor și poți să le gestionezi. Dar pentru asta ai nevoie de exercițiu, dacă se poate, zilnic. Da. În fiecare moment. În fiecare moment. Este conștientizare și prezență. Pentru că am momente în care pur și simplu nu mai pot. Deci pur și simplu nu mai pot. Mi se întâmplă să nu mai pot. Și când mi se întâmplă să nu mai putem, mergem și răbufnim asupra celorlalți. Vedem oameni în trafic care sunt foarte nervoși, oameni la ghișee care sunt foarte nervoși, oameni foarte nervoși care se năpustesc asupra noastră fără ca noi să avem niciun fel de vină, să nu înțelegem ce ni se întâmplă. Ei nu răspund situației, ci reacționează. Atunci când lucrezi cu tine, înțelegi situația și te întorci la tine și răspunzi. Pentru că eu, dacă am o zi proastă și tu mă întrebi ceva care mie mi-ar declanșa ceva în interior, eu aș putea, dacă nu sunt conștientă, să încep să urul la tine. Ce mă întrebe asta? De ce mă întrebe asta? Mă împace că n-am eu timp de prostiile astea. Cum sunt mulți care reacționează în felul ăsta? Ți-am pus întrebarea asta să-mi povestești un moment în care ai făcut un fel de supraplin. Exact. Și a trebuit să-ți dai un reset, pentru că noi oameni nu suntem la fel și probabil sunt oameni care se uită, ne ascultă acum și spun
ceea ce povestește Andreea sunt poate zmior că el. Poate sunt niște sensibilități și atât. Nu sunt cu adevărat probleme. Ce se întâmplă în cazul meu și poate simt mai mult decât alți oameni este pentru faptul că am început să fiu foarte mult în contact cu corpul meu. Mi-aduc aminte înainte de călătoria în India, când am învățat să intru în contact cu corpul meu, puteam să duc 10 ore de filmare, 15 ore de filmare, o grămadă de alte lucruri, pentru că eram atât de deconectată încât nu mai simțeam ce e în corpul meu. Și atunci nu simțeam că sunt obosită, nu simțeam că sunt nervoasă, nu simțeam lucrurile astea, pentru că aveam o capacitate fantastică de reprimare, iar asta poate că la suprafață zice, ce bine, e ok, nu simți nimica. Dar la nivel intern și emoțional te consumă foarte tare, foarte tare. Și de-aia oamenii se simt epuizați, se simt obosiți, n-au energie oricât de mult ar dormi. Și atunci e foarte important să intri în contact cu tine, să vezi care sunt nevoile tale și ale corpului tău și să-i dai ce are nevoie. Pentru că atunci când nu ai grijă de nevoile tale, intervine frustrarea, nu am ceea ce vreau. Și frustrarea se transformă în anxietate și anxietatea prelungită se transformă în depresie. Eu încerc să traduc pentru mine tot ceea ce spui tu. Și ceea ce am înțeles eu e că în ziua respectivă, poate eu am avut mai multe probleme decât ai avut tu. Okay. Sau eu le consider probleme mai mari decât ale tale. Acum însă faptul că mama a venit salvarea la mama, mi se pare o problemă destul de mare. Nu vorbeam despre ziua aia și tot ce s-a întâmplat. Da. Însă faptul că eu consider că problemele tale erau neimportante nu înseamnă că problemele erau mai importante, ci doar faptul că eu nu mi le-am tratat. Adică eu am reușit să trec peste ele. Tu le-ai evitat. Exact, ascunzându-le. Da, ai făcut acolo o grămadă de probleme și la un moment dat va trebui să dai față în față cu ele. Știi cum e? Ca și adică, când sunt cutremure mici, mici, mici și după vine un cutremur foarte mare. Exact despre asta voiam. Mulțumesc mult că mi-ai tradus pe limba mea. Știi? Ca să înțelegem că fiecare dintre noi suntem diferiți, avem copilării diferite când ni s-a dezvoltat cu totul și cu totul ni s-au dezvoltat toate legăturile neuronale și reacționăm în mod diferit și problemele mele nu pot fi comparate cu problemele tale. Asta în niciun caz. Și mai e, nu știu, cred că e un comportament pe care l-ai văzut și tu de foarte multe ori. E un om calm, 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 niciodată nu se nervezi, într-o dată vezi că are o ieșire pe care nu ți-ai fi imaginat-o niciodată. Sau sunt relații din alea în care totul e perfect și după 5 ani sau 10 ani, 20 de ani, ăla pleacă de acasă fără niciun cuvânt și nu înțelegi de ce. Aici m-ai descris pe mine până acum niște ani. De ce? Pentru că eu sunt tipul de ardelean calm, da? Tiparul. Și non-conflictual. Clișeul. Și non-conflictual. Și până acum câțiva ani adunam. Până când? Și răbuneam. Țin minte că am avut la locul de muncă mă descărcam de obicei. Bine că nu acasă, sunt foarte mulți care o fac acasă. Am aruncat, cel mai grav moment pentru mine a fost când eram în timpul matinalului la fostul loc de muncă, la Radio 21. M-am enervat atât de tare, dar a pornit dintr-un nimic. Da. Însă eu aveam foarte multă furie adunată în mine. Am luat telefonul, centrala telefonică și l-am aruncat efectiv de la etajul 9, că acolo aveam sediu în Piața Victoriei. Cam atât strânseseși. Cam așa se strânge. Da. Cum înveți să-ți asculți corpul? Înainte să ajungem la corp, vreau să le spun oamenilor cărora le e frică de conflict. Sunt foarte mulți oameni cărora le e frică de conflict. Și mie mi-era frică de conflict. Pentru că mi se părea că atunci când am un conflict, înseamnă despărțire, înseamnă gata, sfârșit. Conflictele sunt foarte importante, bineînțeles și felul în care faci acest conflict sau îți expui problema care... Precum cu tremurile mici. Da, să nu-ți fie frică să spui ceea ce vrei, pentru că doar așa nu ajungi din situația respectivă. Pentru că, până la urmă, viața ta este despre tine, nu despre ce vrea celălalt sau ce-și imaginează celălalt. Cum îți asculți corpul, Andreea? Cum înveți asta? Și cum e prima oară când te uiți în oglindă și
sau pui stetoscopul și ești foarte atent la ce spune corpul tău. Ca să se asculți corpul, trebuie să închizi ochii și să te întorci, pentru că de cele mai multe ori atenția noastră este în exterior, la ce se întâmplă, la ce spun ceilalți, la ce fac ceilalți, la tot mediul nostru înconjurător, dar și mai puțin către interior. Iar corpul este cel mai, cum ți-am spus și de la trecută, cel mai prețios lucru pe care noi l-am primit de la Dumnezeu. Corpul ne spune absolut tot. Tot, ce în regulă, ce ne place, ce nu ne place, ce nevoie avem. Și atunci e important să stăm de vorbă cu el și să-l înțelegem. Noi nu suntem crescuți să ne cunoaștem corpul și să-l ascultăm, ba mai mult suntem crescuți să nu-l ascultăm. Și dacă te uiți la copii mici, pentru că ai avut copii mici și un copil când are o nevoie, plânge. Are nevoie să mănânce, are nevoie să doarmă, are nevoie să fie schimbat, a urlat. Așa a știut el să ceară lucrul respectiv. Nu se gândește că e bine, că nu e bine, că cineva o să-i spună, că nu fac. Nu, nici măcar nu se gândește. El știe că are nevoie și trebuie să și-o exprime. Pe măsură ce trece timpul, ni se induce ideea că, păi cum să ai nevoie? Păi ce ești incapabil? Trebuie să ți le rezolvi singur și nu mai povesti despre ele. Și atunci singurele simptome pe care noi le avem sau singurele senzații cu care suntem familiari sunt, nu știu, sunt cele fizice, dar, nu știu, faci febră, te doare capul, ești balonat, te doare spatele, pentru că sunt evidente, sunt foarte, ajunge corpul să țipe. Dar dacă ești deprimat sau dacă ești trist sau dacă ai tot felul de emoții de genul ăsta, tu nu știi să le citești. Pentru că, din nou, nu numai că n-ai fost învățat, dar ți s-a inoculat ideea că nu ai de ce să simți lucrurile respective și mai ales să le exprimi. Pentru că un om care își exprimă neputințele, nu pot, nu știu, nu știu cum să fac, e un om incapabil și nimeni nu vrea să fie alături de un om incapabil. Noi toți vrem să fim niște oameni extraordinari, care putem de toate, oricând și oricum. Și atunci ne-am construit să ignorăm toate semnele pe care ni le dă corpul. Corpul ne dă în continuu semne. Și sunt de la o intensitate mai mică până la o intensitate mai mare, până când ajungem să le ascultăm. Mai întâi sunt senzații de frig, de amorțeală, de furnicături, de un gol în stomac. Ele toate sunt niște semnale care ne spun ceva. După care, dacă nu auzim aceste lucruri, începem niște dureri. După care somatizăm și începem să avem niște boli. Practic, durerii sau semnele astea devin din ce în ce mai mare, au o intensitate din ce în ce mai mare în funcție de disponibilitatea noastră de a le auzi. Cu cât le auzi mai repede, cu atât e mai bine. Cu cât le auzi mai târziu, cu atât ai mai multe probleme. Mi-ai povestit la mine la podcast despre momentul de acum 2 sau 3 ani, când tu ai pierdut tot, inclusiv sănătate. Business, sănătate, relație, dacă țin bine minte din ce mi-ai spus. Crezi că au avut legătură atunci între ele? Adică pierderea sănătății, da, a fost o consecință a celorlalte pierderi și a neascultării corpului tău? A fost un semnal foarte mare de alarmă și nu este primul. Am mai avut mai multe semnale. La un moment dat mi-am rupt piciorul, la un moment dat am fost blocată de coloane și n-am putut să mă mișc, la un moment dat am avut degetul amputat, la un moment dat am avut un accident. Pentru că dacă nu vezi că trebuie să te oprești, vine viața și te oprește. Și ce a fost foarte interesant atunci, să știi că poți să-mi spui orice. Eu n-am mai putut să merg 2 săptămâni. Și a fost... Deci tu erai deja într-o situație... Da, eram într-o situație, într-o complicată ruptură. În business. Eram într-o situație complicată, foarte complicată în business și trebuia să iau o decizie pe care nu puteam să o iau. Mi-era frică să o iau. Și viața m-a ajutat să o iau. Și mi-aduc aminte că mă gândeam că eram foarte... Mi-aduc așa aminte și acum eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Și mă gândeam, deci viața mea se rupe în două și eu sunt foarte liniștită. Ce Dumnezeu îi se întâmplă? Am nebunit la cap. Și îmi trece un gând așa și zice, gândul zice... Ești foarte liniștită pentru că ai să mori. Da. Se vorbește despre liniștea oamenilor înainte de mare întâlnire. Și a fost cumva așa,
ok, hai să nu intru în toată treaba asta. Și mi-aduc aminte perfect, era Vinerea Mare și era ziua prietenei mele foarte bune și am făcut o mică întâlnire și am mers la ea și de la un moment dat încolo mi s-a făcut foarte rău și am zis trebuie să plec acasă. Și am ajuns acasă, am reușit să intru în casă și m-am așezat pe canapea și când am vrut să mă ridic, nu am mai putut să mai merg. Pur și simplu, nu am mai putut să mai merg. Știu că sună foarte ciudat, dar nu am mai putut să mai merg. Tu fiind cu analizele, bine. Nu aveam niciun fel de problemă. Pur și simplu, e foarte greu să concep că nu mai poți să mergi, un om extrem de în putere, sportiv, cum să nu poți să mergi? Mm-hmm. Că mintea nu putea să cupleze această, să se conecteze cu această informație. Și când am realizat, adică am acceptat faptul că nu pot să merg, m-a bușit un plâns îngrozitor. Adică totul se dărâmă în jurul meu și acum și asta, adică, și mi-am dus aminte de gând, deci o să mor, nu? Mă rog, a venit cineva la mine, așa, am fost la spital, am făcut toate testele posibile. Toate testele posibile, eu nu puteam să mă opresc din plâns, adică mi se părea că e ceva îngrozitor ce trăiesc. Și ce era foarte interesant era faptul că eu puteam să-mi mișc picioarele în dreapta, în stânga. Adică puteam să mișc picioarele în dreapta și în stânga, în față nu puteam să ne mișc. Deci era absolut șocant. Mă rog, stau o perioadă plec din București într-o clinică, trăiesc acest bucium. Nu puteam să mă împap cu toată treaba asta și nu înțelegeam ce să fac. Adică, bun, și cum ești în situația asta? Tu, în continuare, da. Imobilizată. Exact. Și vine un moment în care decid că, ok, asta se întâmplă în viața mea acum și va trebui să iau o decizie în plan de business ca să pot să merg mai departe. În momentul în care am luat această decizie, împăcată în interiorul meu, am putut să merg. Să mergi fizic. Să merg fizic, da. Deci când ai mers mai departe mental, când ai depășit blocajul ăsta că tu nu o să poți, că nu există drum înainte, după acea dramă. Adică mă gândeam că eu dacă nu merg înainte, unde o să mă duc? Și în perioada asta, crede-mă, am încercat tot ce era posibil. Adică pe lângă faptul că am făcut toate CT-urile, RMN-urile și toate analizele posibile, am chemat toți energeticienii, rechiștii, ce vrei tu pe pământul ăsta, care nu puteau să mă ajute. Pentru că nu avea cum să mă ajute nimeni. Singura persoană care putea să mă ajute eram eu. Care a fost mesajul pe care l-am descifrat ulterior era că nu mai e drum înainte. Este în dreapta sau în stânga? Și tu unde ai luat-o? În dreapta. Normal. Așa că e atât de inteligent corpul ăsta și îți spune niște lucruri atât de minunate, dar pe care uneori nu știm să le descifrăm, dar de cele mai multe ori nu vrem să le descifrăm. Pentru că te împinge să faci o schimbare, iar nouă ne este frică de schimbare. Dar ceea ce pot să-ți spun din experiența respectivă este că e unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viață. Care e diferența dintre a-ți asculta corpul și a-ți asculta inima? Inima face parte din corp. Mă gândeam că o să răspunzi așa. Dar știi că întrebarea asta e dincolo de răspunsul ăsta foarte scurt. Ca să poți să-ți asculți inima în primul rând, trebuie să faci liniște aici. Pentru că este atât de multă gălăgie și sunt atât de multe gânduri și scenarii pe care mintea le face prin prisma condiționărilor și felului în care noi am fost crescuți, încât deja ai toate răspunsurile și toate scenariile. Știi clar. Și atunci inima e redusă la tăcere. Și trebuie să faci spațiu. Cum faci spațiu? Prin meditație, prin scris în jurnal, prin diverse tehnici care te ajută să te întorci, să reduci cumva, să liniștești mintea și să devii conștient de gânduri și să înțelegi exact ce vrea să-ți spună. Corpul are niște senzații foarte clare care îți spun unde și cum ești, ca și respirația. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care spun, eu nu sunt nervos, dar dacă ești atent la poziția corpului și la felul în care respiră, îți dai seama că nu are legătură cu ceea ce spune. De foarte multe ori nu le dăm seama de cum ne simțim, cum te simți, bine. Bine nu e o stare, nu e o emoție. Și atunci, dacă ești deconectat și nu înțelegi, trebuie să te întorci la respirație. Dacă nu respiri, ești atât de blocat încât nu știi ce să faci. Nu mai respiri, ai apnee.
dacă respiri foarte, foarte rapid, ești foarte agitat și foarte nervos, fiecare mod în care respiri îți spune ceva despre starea ta. Eu cum respir acum? Nu cred că respir destul. Sunt de ok? Bine. Da. Sunt un pic mai ok decât, decât la podcast, pentru că încerc să, să intru pe terenul ăsta pe care tu ai multe meciuri în picioare, ai și înfrângeri, ai și victorii. N-ai cum să câștigi, dar mai. Ai și meciuri nule. Însă activitatea asta competițională a ta cu tine a început cumva într-un cantonament. Și multă lume a întrebat după podcastul nostru cum e în ashram, care e viața într-un ashram, când închizi tot, lași câinele la un prieten, la o prietenă și te duci pentru săptămâni, luni în India. Nu este nici de cum așa cum îți imaginezi. Orice idee ai despre cum va fi, n-are nicio legătură cu ce va fi. Pentru că foarte multă lume se raportează probabil la Eat, Pray, Love, în care totul era foarte romanțat, frumos, minunat. Mi-aduc aminte când am decis să merg în India, cred că am povestit data trecută, m-am întâlnit cu, era târgul de carte și tocmai se lansase o carte a lui Sega, Namaste. Am cumpărat cartea, am citit-o și l-am sunat pe Sega și m-am întâlnit cu el. Era o confesiune pe care el a făcut-o în perioada în care a stat în ashram. Și m-am întâlnit cu el și, cum spuneam și data trecută, mi-a zis du-te singură, nu te duce cu cineva pentru că vei prelua toate condiționările și așa. Și m-am dus singură. M-am aruncat în necunoscut. Pur și simplu, în India pe dreapta, știi? Nu știam. Adică tu aveai doar un bilet de avion, da, și o cazare. Faci rezervare la ashram, da, pe booking sau? Nu pe booking, sunt direct acolo. Și m-am dus. Și nu știam nimic, nu știam pe nimeni, nu știam absolut nimic. Îmi pierdusem bagajul. Deci nu ți-ai luat o prietenă? Nu, păi asta era ideea, asta a fost și tentația. Mă duc cu o prietenă, unul dintre prietenele mele cele mai bune. Doar că el, cum spuneam și data trecută, mi-a zis nu, este călătoria ta pe care trebuie să o faci singură. Pentru că atunci când vei veni cu cineva, mai ales din mediul tău, vei fi tentat să te întorci la obiceiurile tale. Adică ea vrea să meargă la masă și tu nu ai chef să mergi la masă. Da, dar ai venit cu ea și nu vrei să se supere, pentru că sunteți împreună și nu vrei să se creeze o relație tensionată. Tu acum vrei să te duci la o meditație, dar ea vrea la alta. Și dacă ea se supără, știi, și atunci nu ai libertatea de a alege. Important este să ai libertatea de a alege, pentru că este timpul și spațiul tău. Pentru că nu e ușor să pleci din viața ta două săptămâni, o lună și să-ți dai shutdown și să te duci să pierzi vremea. Nu! Ceea ce spui tu e absolut perfect adevărat. Prima mea vizită în Muntele Athos a fost cu niște prieteni și exact așa este. Pentru că ai nu făcut mergi. Cu ei? Mai vin și ei pe drumul tău, dar mai mergi și tu pe drumul exact. Tău. Și nu e drumul tău. Adică dacă te duci într-o călătorie spirituală, mi se pare că e bine să te duci singur. Că te întâlnești cu alți oameni pe drum, e alegerea ta. Dar nu fă drumul ăsta cu prieteni. Da, și o să spun care este diferența între prima călătorie la ashram și a doua călătorie la ashram. Și în prima călătorie eram atât de concentrată pe nevoile mele și pe ce am de făcut și pe rezultate, încât pur și simplu n-am văzut nimic, nu m-a interesat nimic. Ashramul este un loc, cel puțin în cel în care am fost eu, este un loc în care este construit ca o societate din lumea modernă. Eu m-am gândit că mă duc acolo și mă duc în vârful de munte și nu mai văd pe nimeni, nici semnal la telefon. Nu. Centrul de meditație în care eu am fost era în mijlocul unui oraș unde auzeai mașini în jur, din care puteai să ieși oricând și care era construit ca o societate, cum spuneam, adică avea săl de meditații, dar avea și restaurant, și cafeteria, și sală de citit, și internet, și sală, și piscină, basic, bineînțeles. Pentru că ideea este să înveți niște lucruri, să deprinzi niște metode pe care să înveți să le integrezi într-un sistem foarte apropiat sau într-un spațiu extrem de apropiat de spațiul în care tu locuiești.
să exersezi ca după aia să faci acasă. Pentru că dacă tu te vei duce pe un munte și vei găsi liniștea cu siguranță după o perioadă și vei fi foarte fericit în liniștea ta, când te vei întoarce acasă vei simți că nebunești, pentru că nu vei putea să găsești acea liniște acasă. Asta e exact principiul din cartea lui Jay Shetty. Cu copacii. Gândește ca un călugăr. Da, exact. În care vorbește despre copaci, experimentul cu copacii. Nu știu, spune-mi-l. Experimentul cu copaci era așa, au făcut un, nu mai știu unde, au creat o piramidă foarte mare, uh-huh, în care au pus niște copaci, le-au dat absolut toate condițiile. Lumină, căldură, apă și nu mai știu ce. Și după o perioadă copacii au murit. Pentru că nu au avut vânt. Pentru că ceva care să se ca să prindă putere are nevoie să se întâlnească cu provocări ale vieții ca să facă să fie cât mai puternic. Uh-huh. Pentru că dacă n-ai niciun fel de provocare în viață, te relaxezi, viața e frumoasă, totul e în regulă. Nu, eu voiam să zic de cartea asta pentru că el povestește acolo călătoria lui. El a stat vreo 3 ani, uh-huh, într-un ashram, a dus efectiv o viață de călugăr. Și s-a întors de acolo, un călugăr i-a spus să se ducă, să se întoarcă în civilizația noastră și să scrie despre asta. Adică această carte se numește Gândește ca un călugăr, nu trăiește ca un călugăr. Exact. Ia-ți gândurile, ia-ți filozofia, conceptele de acolo și integrează-le în viața ta, pentru că este evident că ne e imposibil să trăim ca niște călugări în mijlocul orașului. Cine poate să mediteze 7 ore pe zi? Mm-hmm. Serios acum, când ai timp, când ai spațiu să faci asta? E adevărat, e minunat să poți să meditezi 7 ore pe zi, pentru că ești, e ca și când ai face baie în continuu. Ești curat. Și ceea ce vreau să spun... Ashram, da. Te duc în ashram. Ok. Și să spun programul din ashram? Mm-hmm. Programul începea la ora 5:30-6, în care aveai 3 meditații principale, care erau în fiecare zi la fel. La ora 6 dura o oră, la ora 4:15 dura o oră și la ora 7:20 dura 2:30. În rest, mai erau alte meditații, care în fiecare zi erau diferite. În același timp erau cursuri la care alegeai să particip sau nu, iar ele veneau la pachet cu niște reguli plus niște meditații la care trebuia să particip obligatoriu. În momentul în care tu alegi să mergi într-un astfel de ashram, este responsabilitatea alegerii tale a ceea ce faci. Nimeni nu te obligă să faci nimic. Ok, deci nu e o închisoare, nu îți dai o penitență. Nu, pentru că ideea e așa, tu ai responsabilitatea a ceea ce trăiești. Dacă tu vrei să te ai venit aici și vrei să faci să meditezi, fain, nu vrei, nu trebuie să faci. Dar la final, trebuie să fii mulțumit cu rezultatul. Pentru că dacă eu vin să învăț ceva și mă duc pe la ies și fac tot felul de lucruri care nu mă ajută să mă apropii de scopul meu, la final o să fiu foarte dezamăgită că nu mi s-a întâmplat nimic. Bănuiesc că o să te întorci mai țândăr decât o să fii mai țândăr decât ai plecat. Pentru că vei fi și dezamăgit pe tine. Bineînțeles. Deci asta spun că și în momentul în care alegi să participi la niște cursuri, respecti regulile respective. Și am să vorbesc despre cursul despre care foarte multă lume m-a întrebat, cel de 5 zile, Primal Deconditioning, uh-huh, care are legătură cu primii 7 ani din viață, unde când se formează condiționările și personalitatea noastră și cine suntem noi. Acest curs care are niște reguli foarte clare, Silence and Isolation. Am crezut că mor. Adică, cum să lăsăm în izolation? Și de fiecare dată când întrebam în ashram despre acest curs, toată lumea zicea: te duci la Primal cu Bella? Doamne, nu e nebună, nu ai ce să cauți acolo. Nu, deci este. Zic, da, ai făcut cursul? Nu, dar am auzit, este îngrozitor. Silence and isolation. Silence, nu vorbești. Isolation înseamnă că stai cu ochii în pământ de fiecare dată când ieși din curs, în afara probelor pe care trebuie să le faci. Pentru că interacțiunea cu orice altceva te va scoate din energia ta. Și atunci, ori de câte ori mergi, stai cu ochii în pământ și nu interacționezi cu absolut nimeni, nici măcar când te duci să-ți iei mâncare. Ceea ce mi s-a părut groaznic. Pentru că eu, care veneam dintr-o societate în care trebuia să fiu... am fost crescută ca un pleaser. Ce o să zică oamenii când eu mă duc să-mi iau mâncarea și nu zic mulțumesc și nici măcar nu mă uit la ei și nu le zâmbesc? Pentru că noi suntem obișnuiți să zâmbim.
Și de cele mai multe ori o facem pentru că vrem să ascundem ceva, nu vrem să vadă oamenii ce în spatele, ce înăuntru. Ce faci? A, bine. Dar de fapt tu ești mort pe dinăuntru, dar nu vrei să vadă lumea că ești mort pe dinăuntru, pentru că știi că nu o să te placă dacă ești mort pe dinăuntru. Și atunci spui masca de I'm perfect, deși sufletul tău plânge. Dovadă societățile sau națiunile care zâmbesc foarte mult. Noi românii nu prea suntem așa. Noi încă ne dăm arama pe față. Dar uite americanii, de exemplu, care suferă pe capete de boli psihice, pentru că ei așa sunt învățați să zâmbească tot timpul și în spatele acelui zâmbet. E o disociere, nici măcar nu-și mai dau seama. Mi-aduc aminte că la un moment dat aveam în cadrul unui curs, trebuia să ne plimbăm în camera respectivă și mi s-a spus, te întâlnești cu cineva în față, te oprești în fața unui om și te uiți la el și doar stai și te uiți la el pentru 30 de secunde. Dar care e scopul acestei pedepse? Pedepse? Așa mi se pare. Adică bănuiesc că o faci cu un scop. Bineînțeles. Să creezi conexiunea reală cu un om. Pur și simplu să poți să creezi, pentru că noi câți oameni au eye contact? Au contact vizual. Dacă stai să te uiți la oamenii cu care vorbești, cei mai mulți vorbesc așa. Da, și am fost și într-adevăr, da, mi-a plăcut foarte mult acolo și tu ce mai faci, Mihai? Da, sigur, hai că... Poți să te uiți un pic la mine? Ok. Bun. Și ți-e greu să faci asta cu un străin. Și ceea ce am observat, adică eu n-am observat, mi s-a spus să nu mai zâmbesc. Și însă eu nu zâmbesc. Ba da, zâmbești. Acest zâmbet pe care mi l-am, această mască cu zâmbetul care mi se lipise pe față, era atât de, mă identificam atât de tare cu ea încât eu nu-mi dădeam seama. Și atunci când făceam ca contact cu cineva, ai uitat să lași cum trecat din televiziune. Era, făcea parte din inventar. Exact. Făcea parte din cine credeam eu că sunt, pentru că eu sunt o persoană plăcută, eu sunt o persoană care zâmbește și sunt o companie drăguță. E foarte greu să lași pe cineva să te vadă exact așa cum ești. Trist. Și este un exercițiu foarte puternic și eu îl recomand tuturor să-l facă, pur și simplu să-și ia un minut și să facă acest eye contact și să-și dea voie să nu zâmbească, să arate ceea ce simt. Am mai văzut la un curs care se numește Who is In. Tot acolo? Da. Sau nu, Who is In, cred că nu l-am făcut acolo, nici nu mai știu unde. În care șapte zile, stai în față cu cineva și spui, sunt 5 minute și 5 minute, Who is In? Who is In? Și omul respectiv trebuie să spună cine în interior. Și în funcție de oamenii cu care te întâlnești, ești altcineva, pentru că oamenii respectivi reflectă o altă parte din tine. E un exercițiu foarte, mi-e greu de înțeles, dar e un exercițiu fantastic. Și dacă suntem în acest exercițiu de, nu știu, de misticizare a așramului, adică nu e ca în Eat, Pray, Love, ce nu mai e ca în filme acolo? Ce nu mai e ca în filme acolo? Da. În afară de faptul că eu, mă rog, e în mijlocul orașului, în afară de faptul că sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci filme împotriva a ceea ce crezi tu despre personalitatea ta. Foarte mult catarsis. Foarte mult catarsis. Adică e atât de multă lume care reprimă și reprimă totul. Nu e doar o emoție care e reprimată. Reprimă toate emoțiile care nu au fost încurajate când erai mic. De la energia sexuală, de la bucurie, nu te mai bucura atât de mult, tristețe, furie. Toate emoțiile astea sunt undeva băgate acolo. Iar în cadrul exercițiilor pe care le faci în așam, îți dai voie să liberezi aceste emoții. Și este absolut incredibil. Pentru că ceea ce primești acolo și cred că este foarte prețios, este că ești acceptat așa cum ești și ți se dă spațiu să fii așa cum ești. Aici, dacă, de exemplu, ai o problemă și te duci la cineva, hai dragă, nu mai fi supărată, nu mai fi supărată, haide, nu mai plânge, haide. Pentru că cel de lângă tine, atunci când se întâlnește și simte problema, practic își simte, sau emoția, își simte emoția lui, tu îi trezești emoția lui cu care el nu e confortabil. Și ca să nu și-o simtă, ți-o reduce la, ți-o minimizează pe a ta. Nu știu dacă e complicat de... Un pic, dar o să crezi mai mare și cu siguranță o să înțeleg. Sau sigur dacă mă uit a doua oară la înregistrarea asta. Deci ceea ce poți să-i faci... Știi de ce...
eu cred că e foarte important, pe lângă a citi, pentru că ăsta e pericolul acestei literaturi de dezvoltare personală, motivațională. Sunt mulți oameni care citesc, au impresia că au înțeles tot. Cunoașterea și înțelegerea nu sunt același lucru. Faptul că eu te ascult acum, dacă eu nu trec prin filtru personal cuvintele tale, nu am înțeles nimic. Și știi ce? Legat, e foarte bine punctat. Și știi ce mai este? Este că dacă tu nu ești pregătit, creierul tău nu este pregătit pentru această informație, pentru că e mult prea intensă, nu o va înțelege. Mi-aduc aminte că eram în curs la Primal Rebirth și tot ne spunea trei lucruri și eu tot îi spuneam, I'm sorry, I didn't understand. Și zice, why didn't you understand? Și zic, păi ce ai zis? Și zice, I think it's a problem with the language. Și a zice, nu. Nu ai înțeles pentru că e mult prea mult pentru tine. Și asta am observat și în terapie. Când e prea mult pentru tine, e o intensitate prea mare, creierul tău zice, stop. Nu pot acum. E prea mult. Și atunci evoluăm în funcție de cât putem. Și legat de ce ai spus mai devreme, pentru că e foarte bună remarca ta, legată de faptul că noi citim foarte mult. E minunat să citești pentru că te ajută să înțelegi niște lucruri, dar cititul nu este de ajuns. E nevoie să experimentezi. Pentru că ești acasă, conștientizezi, dar după aceea ești pus în ringul de luptă, unde ai emoții, ai lipsă de apărare, ai vulnerabilitate, sunt declanșate toate, atinse toate rănile. Și ăla este momentul în care vezi dacă poți să faci asta sau nu. Știi, citești cum să ai o relație perfectă. Și așa toată lumea poate să aibă o relație perfectă. Și ce să vezi? Rata divorțurilor crește simțitor de mult. De ce? Pentru că un partener îți scoate în evidență și toate oglinzile și îți oglindește toate părțile cu care tu nu ești confortabil. Pentru că eu sunt foarte bine singură. Dar cât de bine ești când ești într-o relație? Pentru că noi cu toții suntem foarte bine singuri. Hai să vedem cum e când ești într-o relație în care trebuie să înveți să pui limite, în care să spui ce e important pentru tine, în care să te arăți așa cum ești, în care să spui atât de multe lucruri, să te vulnerabilizezi. E foarte simplu să fii singur. Că multă lume mă întreabă pentru momentul de... Putem să vorbim și despre relații un pic mai încolo? Da. Ok. Bun. Mai ales că vreau să vorbim despre diferența dintre ceea ce credem noi că este iubire și s-ar putea să nu fie iubire, să fie doar atașament, și simt că ești nu trecută, încercată de aceste lucruri și toată călătoria ta personală cumva te-a făcut să vezi altfel trecutul tău, inclusiv în relații. De-aia eu sunt foarte atent la ceea ce întreb, la ceea ce ascult și cum traduc, pentru că eu cred că domeniul ăsta este foarte periculos, adică poți să patinezi foarte ușor. Sunt foarte multe, am văzut zilele trecute un story pus de o domnișoară care brusc din, nu știu, era make-up artist până acum niște luni și acum este coach. Și-a luat o diplomă pe internet de coach și vorbește în fiecare dimineață despre gratitudine, despre astăzi poate să fie cea mai fericită zi din viața ta. La miezul zilei are un exces de furie în care îi pune la punct pe hater și seara este din nou recunoscătoare. De-aia zic că e foarte important pe cine asculți, pe cine urmezi, așa cum sunt falși profeți, există și falși coach, falși terapeuți și așa mai departe. E important la cine te raportezi, unde mergi, de-aia te întreb despre toate experiențele tale. Și de-aia prefer să vorbesc cu o persoană care e absolut conștientă și nu are absolut nicio problemă să recunoască faptul că nu este perfectă, că e fragilă, că are zile în care ajunge la supraplin. E mult mai ușor să te cred pe tine. Da, pentru că nu-ți vorbesc din cărți, îți vorbesc din experiențe și cred că asta a făcut să creeze și o comunitate foarte mare în jurul brandului Andreea Raicu, pentru că oamenii au rezonat nu cu ceea ce am spus, cu ceea ce am trăit și am simțit. Mi-aduc aminte prima conferință pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani, în care oamenii au și plâns pentru că eu învățând să lucrez cu oameni și cu emoțiile lor și cu ceea ce simt,
Asta spuneau că au simțit și au trecut cu mine prin diverse emoții pe care și-au dat voie să le simtă. Pentru că adică au simțit onestitate și autenticitate. Ce acolo? Mă uit la cărțile din spatele tău și făceam o paralelă. Știi? Sunt foarte mulți care vorbesc doar din cărți. Da. Eu nici nu, știi care e treaba? Eu nici n-aș ține minte. Pentru că informațiile din cărți, da, dar cred că la mine se fixează prin experiențele mele, din cursuri, din viața mea, din terapie, din tot ce am învățat de-a lungul timpului. Adică nu o să spun niciodată ceva ce n-am trăit. Nu pot să spun, că nu pot să vorbesc despre ceva ce n-am experimentat. Da, de-aia cititul e foarte bun, cunoașterea e foarte bună, dar dacă acea cunoaștere nu e dublată de înțelegere, da. Și înțelegerea vine de obicei... Și înțelege integrată cumva, adică ai din integrat... Din toată experiența. Exact, da. Pe cine nu ai sfătuit să meargă într-un așram și nu neapărat să arăți cu degetul persoana respectivă, cât de pregătit trebuie să fii să mergi acolo, dacă necesită o pregătire? Cred că unul dintre lucrurile pe care să nu le vrei când te duci la așram este să ai o experiență ca altcuiva. Pentru că mulți oameni au venit la mine și mi-au zis că aș vrea să merg și eu în India, poți să-mi spui unde ai fost? Uh-huh. Și am întrebat, dar de ce vrei să mergi în India? Pentru că vreau să am o experiență ca a ta, vreau să trăiesc ce ai trăit tu și vreau să fiu ca tine. Și atunci am spus să nu am să spun unde așram. Pentru că experiență, nu poți să te duci ca să cauți ceva ce nu e al tău. Tu trebuie să cauți ceva ce e al tău, trebuie să fie experiența ta. Și când ai să fii pregătită, ai să simți și ai să te duci. Eu nu-ți spun dacă ești pregătită sau nu, pentru că n-am niciun drept, n-am de unde să știu asta. Doar că îți spun că este premisa greșită de la care pleci. Trebuie să ai foarte mult curaj. Foarte mult curaj. Pentru că te vei întâlni... E bau-bau acolo, adică te vezi cu bau-bau tău, nu? Da, te întâlnești cu tine, te întâlnești cu toți demonii tăi. Ai plâns mult acolo. Doamne Dumnezeule, cât am putut să plâng și câtă furie am putut să scot, nu pot să-ți spun câte caiete plânse și scrise am. Pentru că te duci în colțurile alea pe care nu vrei să le vezi niciodată și în care nici măcar nu vrei să le amintești, te întâlnești cu tine în față. Poți să fugi de absolut toată lumea. Cu tine copil. Cu tine copil și cu tine adult. Cu cine... Cred că am spus de multe ori care e lucrul pe care l-am descoperit e cât de mult mă mințeam. Cât de mult mă mințeam cum sunt eu fericită, sunt bine, cum viața mea este perfectă. Era doar un ambalaj perfect pe care îl construisem pe ceva care era pe un puroi. Pot să folosesc acum un clișeu din literatura de specialitate? Adică acolo ai învățat să-ți îmbrățișezi umbra, nu? Așa se spune? Acolo am învățat să mă cunosc și să îmbrățișez fiecare parte din mine și să-mi îmbrățișez și umbra, pentru că a fost unul dintre cele mai multe lucruri, cele mai grele lucruri, pentru că umbra este ceva cu care nimeni nu vrea să se întâlnească, pentru că e umbră, e întuneric, sunt toate lucrurile aia de care fugim, adică furie, gelozie, invidie, răutate, lucruri pe care le avem cu toții noi. Faptul că nu le acceptăm nu înseamnă că ele nu există. Sau știi ce? În umbră sunt toate acele aspecte despre care mi s-a spus nouă că nu e ok să fim. Și atunci ne enervează pe cineva care intră un fel, pentru că noi nu putem să acceptăm partea aia la noi. Când îmi accept mie partea asta, am să ți-o tolerez și ție. Și altfel va fi o luptă continuă. De fapt, cred că metafora asta este, dacă nu-ți vezi umbra... E cum să-ți vezi lumina. Înseamnă că trăiești în umbră. În momentul în care trăiești în soare, automat îți vezi umbra. Știi, la un moment dat spuneam și am regăsit asta la foarte multe persoane, era un cumva un pattern care se regăsea în foarte multe relații de prietenie. Eu vedeam numai lucrurile bune dintr-un om și dintr-o dată omul ăla îmi trăgea o palmă de nu înțelegeam, de o dezamăgire groaznică. Mă trăda și eram, Doamne, dar cum a putut să fac acest lucru îngrozitor, această persoană minunată, extraordinară, fantastică? Cum a putut să facă? Păi pentru că eu, timp de 2 ani, 3 ani, am ales să văd doar părțile bune din persoana respectivă, pentru că asta vedeam doar la mine, și am ignorat cu desăvârșire toate lucrurile care mie nu-mi plăceau, pe care eu la mine nu le accept. Și într-o zi mi-a tras o palmă groaznică, pentru care eu nu am fost pregătită, pentru că deși ea mi-a arătat celelalte lucruri care erau perfect normale pentru ce urma, sau cumva construiau ce urma,
Eu tot am fost surprinsă. De ce? Pentru că am ales, eu văd doar binele în oameni. Nu e bine, rău. Sunt lucruri cu care noi am fost crescuți sau lucruri pe care noi le admirăm la niște oameni și oameni, lucruri pe care nu le acceptăm la niște oameni. Dar noi suntem toate acele părți. Și atâta vreme cât noi nu le acceptăm la noi, și e greu să accepți. Eu sunt o persoană furioasă și invidioasă și nu știu cum. Normal, cum să spun asta despre mine, că fac lucrurile, eu mint sau fac toate lucrurile astea. Normal că nu-ți place să spui despre tine. Drept pentru care nu le vezi nici la celălalt om. Hai să facem exercițiul ăsta de... Nu dezumbrire, nu? Cum se numește? Îmbrățișarea umbrei, nu? Da, cum să facem? Spune-mi despre umbra ta. Despre umbra mea? Cred că cel mai greu a fost să admit faptul că nu sunt drăguță tot timpul. Asta a fost cel mai greu pentru mine. Nu sunt drăguță și n-am chef tot timpul. Eu care am fost crescută disponibilă, ai primit o palmă, întoarce și celălalt obraz, fii acolo tot timpul pentru oameni. Nu, am momente în care nu am chef să fiu pentru oameni. Și da, am și răutăți. Deci ești și... Sunt toate aceste lucruri. Răuță, uneori. Da, mi se întâmplă. Interesant. Făceam mental exercițiul ăsta și îmi dau seama că... Ale tale care sunt? Una dintre... Puteți să mai facem un episod? Da, cu umbrele. Episodul cu umbrele. Dar uite, o umbră pe care mi-o recunosc acum, mi-a venit imediat după ce mi-am dat drumul la acest exercițiu, e faptul că uneori fug de înfruntarea adevărului. Eu am impresia că în loc să-ți spun adevărul, aș putea să-l mai amân și să ți-l spun mâine. Și mâine o să spun, hai că o fac pe mine, că n-am chef astăzi să spun adevărul în față. Și după aceea, amânând, uit și cumva închid subiectul respectiv. Adică îl împachetez tu cumva, acolo și nu mai e de actualitate, strece. Păi e atât de eliberator momentul în care poți să-i spui omului adevărul inconfortabil, chiar dureros. Da. Te eliberezi pe tine și el te va accepta mult mai bine. Da. Așa. Știi, toată decât viața... să-l ignori, să fugi de el. Da. Toată viața mea, că apropo că vorbeai despre relații și așa, toată viața mea mi-am creat o persona de care eram foarte mândră și îndrăgostită. Andreea este o femeie independentă, e o femeie care n-are nevoie de niciodată de nimeni și de nimic. Ea poate să se descurce singură, ea n-are niciun neajuns, ea n-are nicio neputință, nimic. Este perfectă, niciodată nu suferă, niciodată nimic. Și atunci eu am creat relații cu oameni care mă vedeau așa. Nu pot să vorbesc despre frustrarea mea din interior, că eu nu primeam lucrurile de care eu aveam nevoie, dar cum să-mi dea cineva lucrurile de care eu am nevoie dacă eu nu arătam că am nevoie de ele? Și ori de câte ori aveam o problemă, mă făceam și mai dreaptă de spate, mă îndreptam și mai tare. Dar înăuntru era durerea din ce în ce mai mare. Și atunci eu mă gândeam că dacă eu am să spun despre lucrurile astea, bărbații nu o să mă mai placă și o să mă respingă. Și eu așa am fost crescută, că trebuie să fii independentă, mamă, să n-ai nevoie de la nimeni de nimic. Și într-o ședință de terapie în urmă cu mulți ani, am avut surpriza să descoper că nu numai că nu m-a ajutat deloc, chiar a fost cel mai mare dușman al meu în relații. Pentru că nimeni nu vrea să stea cu o femeie care e așa. Că femeia nu e așa, atunci e bărbat. Și niciunui bărbat nu vrea să stea cu un bărbat, decât dacă este dezechilibrat. Și atunci se creează relații toxice, relații simbiotice, relații de... Deci dincolo de feminitatea ta aparentă, evidentă, bulversantă, intimidantă și așa mai departe, tu de fapt în interiorul tău erai foarte bărbat. Da, eu știu, eu pot, nimic nu mă doboară. Este destul de complicat pentru un bărbat să trăiască cu astfel de femeie. Da, un lucru pe care l-am descoperit după foarte multă muncă, cred că într-un curs în India am descoperit asta și mi s-a părut șocant, adică nu am înțeles cum. Păi cum? Asta e ce face o femeie frumoasă. Forța ei, puterea ei, inteligența, independența. Eu nu spun că o femeie nu trebuie să fie așa, să nu mă înțeleagă greșit, pentru că știu că am mai vorbit despre subiectul ăsta și mi-a sărit toată lumea în cap, dar și cum ar trebui să fie femeia?
să fie așa tot timpul. Păi nu, stai un pic, că vorbești totuși, înregistrarea asta o avem în biroul CEO-ului andrearaicu.ro sau, adică totuși. Da, adică eu eram doar în energia, da, eram în energia de a face. Femeia, ca și bărbatul, trebuie să aibă balansate ambele energii. Uh-huh. Energia feminină din, și dintr-o femeie și dintr-un bărbat, e acea energie blândă, acea energie care simte emoțiile, acea energie creatoare. Energia masculină este energia care face, care poate, care creează, strategii creează, creează, dar creează la modul de a acționează. Una creează pacea și una războiul. Nu. Înțelegi ce am vrut să spun, nu? Înțeles perfect. Și una, atunci, una merge la bătălie și cealaltă ține. Da, e un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori. Ține lumea în echilibru. Da, e un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori, că am fost în acest curs și am fost întrebată care sunt trăsăturile care mă definesc pe mine ca femeie, de care sunt foarte mândră. Inteligența, inteligența, puterea, determinarea, ambiția, capacitatea de... Deci... Uh-huh. Și astăzi cu ce începe? Care sunt trăsăturile tale? Cred că un lucru la care am lucrat foarte mult este blândețea, vulnerabilitatea, răbdarea, capacitatea de a comunica, empatia, această capacitate de a, de a îmbrățișa și de a accepta, știi? Uh-huh. Compasiunea și ceva cu care mă lupt în continuare este capacitatea de a primi. Poți să dezvolți puțin? Sunt foarte multe femei care cred că atunci când li se oferă ceva sau când sunt ajutate, sunt considerate incapabile. Dar ce dragă, crezi că eu nu pot să fac asta? Uh-huh. Nu știu dacă rezonez cu ce spun? Da, da, da. Încerc să-mi imaginez. Cineva vrea să scară bagajele. Păi, dar ce, eu nu sunt în stare? De ce sunt handicapată? Am auzit foarte des lucrul ăsta. Adică eu pot. Orice gest al unui bărbat care dorește să te ajute într-un fel, din cauza dezechilibrului tău, te va face să crezi că celălalt îți scoate în evidență o slăbiciune. Uh-huh. Adică te ajut, că nu poți. Păi cum adică nu pot? Păi eu pot tot, știi? Plus că avem o incapacitate, mulți dintre oameni, noi putem să dăm. Eu pot să-ți fac ție cadouri, să-ți dau timp, să fac așa, dar mi-e greu să primesc. Știi cât de mulți oameni sunt cei care nu știu să primească un cadou? Știu. Pentru că au acest nu merit, I'm not worthy enough. Știi, unul dintre ticourile, mesajele care merge cel mai bine la noi pe shop este I am enough, sunt îndeajuns de bună, inteligentă, deșteaptă, ca să poți să merit atenția ta, dragostea ta, răbdarea ta. Pentru că noi credem că nu merităm. Și atunci, eu fac totul. Uite, eu am chestia asta. Când primesc, nu știu, un premiu, un cadou, de nu exemplu, care mie mi se pare că e prea mult. Că e prea mult. Da. Că persoana respectivă a făcut un sacrificiu. Te simți prost. Mai mult decât meritam eu. Mă simt ușor prost și nu știu exact, cum să mă bucur. Cum decizi tu cât meriți? Adică cum cuantifici treaba asta? Mă simt prost pentru faptul că știu, nu neapărat că nu merit eu, știu că persoana respectivă a făcut un supra-efort peste posibilități. Da, tu dai seama că persoana respectivă a făcut un supra-efort pentru că vrea să te bucure. Uh-huh. Și când îți dă cadou ca să te bucure, tu ești, nu trebuia. Știi de ce? Pentru că ni se pare că trăim și noi venim cumva dintr-o industrie în care nu primești nimic gratis. Iar dacă primești ceva gratis, cu siguranță e un interes, e un interes în spate. Nimeni nu face în societatea asta ceva necondiționat pentru tine. Și atunci ai impresia uneori că acel cadou care poate a fost făcut dezinteresat sau cuvânt sau ajutor sau orice, ascunde ceva. Cred că în primul rând pornește din copilărie. Când, poate o să se supere foarte mulți pe mine în momentul ăsta, dar părinții, deși ei spun că ne iubesc necondiționat, ne creează această condiționare de mic, de mici. Și nu știu dacă tu faci asta sau nu cu fetele tale, dar nu știu care e varianta potrivită, că n-am studiat în momentul ăsta, dar
dacă faci aia, primești asta. Dacă faci aia, primești asta. Dacă o să te porți frumos, o să te iubesc. Dacă e... Nu, nu prin vorbe. Nu prin vorbe. Uh-huh. Ai luat o notă proastă și a luat o notă proastă și părintele nu mai e chiar atât de drăguț. Ai făcut ceva care a enervat părintele. Și nu-ți spune, doar vezi expresia. Uh-huh. Și atunci copilul își dă seama că are nevoie să facă ceva ca să fie iubit. Și atunci veșnic, ăsta e și modul în care tu după care stabilești comportamentul tău în relațiile cu ceilalți oameni. Uh-huh. Eu știam că dacă eu am să fiu deșteaptă, tatăl meu o să mă iubească. Și atunci am început să învăț foarte mult, pentru că am văzut că asta îl făcea pe el să îmi dea atenție și să fie mândru de mine. Dacă nu mi se părea că nu știu, sunt ultima proastă. Și atunci și în relațiile pe care le-am avut, am căutat să dau dovadă de inteligență. O femeie frumoasă în general e proastă. Cam asta este așa. Drept pentru care a fost un efort foarte mare ca să demonstrez cu orice preț partenerului meu de viață, pentru că îl și alegeam în felul ăla, că eu sunt foarte inteligentă. Uh-huh. Pentru că dacă el vede că eu sunt inteligentă, eu am să primesc dragostea lui. Acum, sincer, un partener sănătos la cap nu o să stea cu tine doar pentru că e inteligentă. Poate să fie maxim prietena ta. Nu? Corect. Adică nu este singurul criteriu pentru care tu ai vrea să fii cu cine. E un criteriu important. De asta am încercat să evit foarte mult în creșterea fetelor, pentru că în parentingul ăsta de secol 21 se poartă recompensa, știi? Uh-huh. Adică inclusiv știu oameni care scot niște bănuți de fiecare dată când copilul ia un calificativ bun sau o notă bună. Îți iau aia și așa mai departe. Mi se pare că asta este cel mai periculos. Mulți spun, așa învață valoarea banului. Nici vorbă. Nici eu am fost crescut așa și eu am fost crescut așa și nu am învățat valoarea ce banului. Ce primeai pentru o notă bună, Andreea? Nu știu, puteam să îmi cumpăra ceva mama sau îmi dădea niște bani sau... Nu, n-am avut educație financiară absolut deloc până acum de curând. Am cheltuit bani într-un mod complet inconștient. Adică nu m-am învățat absolut nimic. Cred că ce ar fi fost important pentru mine să știu că sunt acceptată și cu o notă bună și cu o notă proastă. Ok, nu e tocmai bine ce s-a întâmplat, dar eu tot te iubesc, chiar dacă ai avut o notă proastă. A, ce notă proastă ai luat, gata, nu mai vorbesc cu tine, treci la colț, nu mai ești din camera ta. Și atunci eu știu că dacă fac ceva rău, am luat o notă proastă, nu mai sunt demnă de iubire. Deci trebuie să muncesc foarte mult să am o notă bună ca să primesc dragoste. Ceea ce am înțeles eu este că e foarte important să stai lângă copilul tău, indiferent ce face. Să-ți simtă prezența, indiferent dacă plânge, e supărat, e isteric și să-i dai voie. Ești isteric? Foarte bine. Ce ai nevoie? Ce ai nevoie? Ai nevoie să plângi eu, să stau lângă tine? Sunt aici, lângă tine. Mă bucur că am ajuns în punctul ăsta în care ai vorbit despre tipurile astea de atașament din copilărie pe care cumva le cărăm toată viața cu noi în relațiile pe care le avem ca adulți, inclusiv în cele de prietenie sau romantice. Și vreau să mă întorc la ceea ce tizuia mai devreme. Și asta e, cred că, o discuție pe care ar trebui să o avem fiecare foarte sincer cu noi. Câte din relațiile pe care noi le-am considerat relații de iubire a fost iubire sau pur și simplu doar relații de atașament? E un topic foarte sensibil și foarte dificil în același timp, pentru că nimănui nu-i place să descopere altceva decât a crezut. Și mă întorc la ceva ce vorbeam mai devreme, de o călătorie în tine, o călătorie într-un ashram. Toată lumea se duce într-un ashram ca să fie mai fericit. Doar că în această călătorie cu tine și într-un astfel de loc, nu ai nicio garanție că o să fii mai fericit. Pentru că singura garanție pe care o ai este a faptului că vei descoperi adevărul. Și adevărul, de cele mai multe ori, poate să nu-ți placă. Uh-huh. E foarte posibil să descoperi că, deși crezi că jobul tău este cel mai bun job din lume, cum eu am crezut despre mine la momentul respectiv, am descoperit că nu era ceva ce mai vreau să fac. Sunt oameni cărora le e frică să facă asta, pentru că se gândesc că dacă descoperă că relația în care sunt de atâția ani este o relație care, de fapt, ori e o relație toxică, ori e o relație de atașament, de simbioză, e o relație în care
nu ai ce să cauzi, stai dintr-o obișnuință. Și e foarte greu după foarte mulți ani în care tu ți-ai creat așa un echilibru, să-ți dai seama că de fapt stai că nu e în regulă și ai răcuit acolo, ai deschis o cutie, o ușă într-o încăpere, unei încăperi în care poate că nu vrei să intri. Și de asta sunt mulți oameni care nu vor să facă procesul ăsta. E dureros. Dar vreau să întreb dacă tu ai descoperit, uitându-ne în spate la relații pe care le-ai avut, că de fapt oricât ai fi crezut tu că erau de iubire, n-au fost decât atașament. Da. Oricât mi-am spus eu că de fapt erau relații de iubire, mi-am dat seama din dinamica lor că erau relații de codependență. Cum facem deosebirea asta? Cum ai făcut totul? Uite, primul lucru pe care îmi vine în minte să-ți spun acum este că atunci când ne despărțim de cineva, evident că ne doare foarte tare. Dar dacă este o durere care nu ne mai lasă să trăim, pur și simplu e atât de dureroasă încât nu mai vrei să trăiești. Sunt foarte mulți oameni care în urma unei despărțiri, nu știu, ori se sinucid, ori intră într-o depresie groaznică. Este acea durere care cumva te... Nu știu cum să o explic. Nu durerea adultului neapărat, pentru că un adult, când termină o relație, o termină din anumite motive pe care el le alege sau pe care le alege partenerul. Și un adult, conștient, înțelege că nu poate să fie într-o relație nesănătoasă. Ori pentru el, ori pentru partener. Pentru că eu n-aș vrea să stau cu un bărbat care nu mă iubește, care nu mă respectă, care nu-mi dă lucrurile de care eu am nevoie. Oricare sunt alea, care sunt importante pentru mine, care respectă valorile mele. Deci, sănătos nu este să stau cu un astfel de bărbat, da? Și atunci eu ca adult îmi dau seama că nu pot să am o relație cu cineva care nu mă respectă, nu mă iubește. Și atunci un adult înțelege și oricât de greu este, oprește relația respectivă. În același timp, dacă celălalt decide că relația nu mai e potrivită pentru el, evident că e o durere foarte mare. Dar poți să mergi mai departe. Adultul poate să funcționeze mai departe. Doar că de cele mai multe ori este atins copilul interior sau rănile copilului interior, care copilul interior sau copilul din el a fost respins, a fost abandonat, a fost minimizat. Și este acea rană a copilului care știe că atunci când a fost abandonat, el nu mai poate să trăiască fără părintele respectiv. Copilul când e mic, el nu poate să trăiască fără părinte. Și dacă părintele îl abandonează, el știe că o să moară. Și atunci dacă retrăiești aceeași durere în relație, aceeași ruptură, practic regresezi la copil și simți durerea copilului care a simțit-o atunci mulți ani. Pentru că un copil nu poate să facă diferența. Sau nu, când ești mic, știi că mori, dar când ești adult, ai toate capacitățile necesare ca să poți să mergi mai departe și înțelegerea necesară. Problema este că te-ai întors în copilul ăla mic care știe că nu poate fără mami și fără tati. Un adult știe că o relație nu a mers, doare al naibii, sunt obișnuințe, sunt tot fel de lucruri pe care le-ai trăit cu omul respectiv, dar ai capacitatea să poți să treci prin acea despărțire, să o accepti, pentru că cea mai mare problemă este că nu acceptăm realitatea și atunci ne luptăm. Dacă aș fi făcut aia, dacă aș fi fost într-un alt fel, dacă m-aș fi comportat, dacă aș fi renunțat la aia, dacă m-aș fi fost mai bine. Da, știi? Deci chiar dacă iubirea nu mai e, da, cel mai greu de fapt nu este să acceptăm asta, ci să ne împăcăm. Ce faci cu gorul ăla? Ruperea atașamentului. Exact. Ce faci cu de care avem nevoie de când eram copii și până acum. Da. În funcție de ce tip de atașament ai avut în copilărie. Știi că ascultam un podcast zilele trecute în care copiii, atunci când sunt lăsați singuri, părinții părăsesc încăperea, cumva
ei își calculează cât de tare trebuie să strig, să țip eu, astfel încât adultul să mă audă și să vină. Ei sunt foarte inteligenți din punctul ăsta de vedere, pentru că știu că strigătul, țipătul lor este cel care îl va aduce pe adult înapoi sau un anumit volum. Cu cât strig mai tare, cu atât atrag mai mult atenție. Și mi se pare că lucrul ăsta noi îl replicăm și în relații după aceea. Exact. Ce se întâmplă dacă strigi când ești mic și părintele nu vine? Ești abandonat și atunci știi că o să mori. Același lucru se întâmplă și în relație cu iubitul. Pleacă, eu am să mor. Dar nu mori, pentru că tu nu mai ești copilul care are nevoie de părinte să crească. Ești un adult care are capacitățile necesare să meargă mai departe, să se întrețină și să funcționeze. Și atunci, cumva, pot să vorbesc din proprie experiență, pentru că eu, având rana abandonului foarte mare, de fiecare dată, eu mă atașam. Mă atașam de absolut orice, și de un pahar, de angajați, de ce era, orice. Ca să nu mai vorbesc în relațiile de iubire. Replicam ce se întâmpla când eram mică. Și atunci când omul repleca, eu aveam nevoie de prezență. Și când omul pleca, pleca și mă retraumatizam. Pentru că nu adultul trăiește drama, ci suferința copilului care este din nou activată. Și este, mi-aduc aminte că mi s-a întâmplat, efectiv simțeam că mor. Era o durere atât de mare încât simțeam că nu mai pot să respir. Și nu puteam să-mi revin decât în momentul în care îmi luam drogul, ca să zic așa. Știi? Era dependența atât de mare încât până când nu primeam drogul înapoi, nu puteam să mă liniștesc. Și cum ai învățat? Sau cât de tare a trebuit să suferi ca să înveți că atașamentul nu e de fapt iubire? Păi, în urma unei relații de codependență, o relație toxică, am avut nevoie să mă duc atât de jos ca să pot să mă duc să caut. Pentru că la nivel intelectual, mental, eu înțelegeam, dar nu puteam să aplic. Ajungeam în momentul ăla și se termina, se rupea firul, pur și simplu, se rupea firul. Și a fost nevoie să lucrez mai mult în subconștient, să lucrez în terapie anumite metode ca să pot să înțeleg și să reparentez, ca să zic așa, copilul. Că atunci când pleacă partenerul, pleacă un partener din viața mea, nu pleacă părintele meu. A fost foarte greu. Pentru că orice plecare era o retraumatizare, o recreare a situației. Și mi-aduc aminte că singurătatea pentru mine era ceva îngrozitor. Îngrozitor. Deci pur și simplu simțeam că mă sufoc, pentru că așa la iveală absolut toate emoțiile, toată durerea, toată tristețea de a copilului ăla care fusese abandonat. Și nu puteam. De aceea preferam să stau cu cineva în casă sau să stau cu persoana respectivă doar de dragul atașamentului. Chiar nici nu puteam să vorbim, nici nu trebuia să vorbim, vreau să știu că e în casă. Ca și copilul ăla care are nevoie să știe că părintele lui e acolo când strigă. Adică a fost absolut incredibil. Nici măcar nu mai aveam nevoie să fac relație cu omul respectiv, dar aveam nevoie să știu că e acolo. Da. Pentru că asta îmi crea mie siguranță, îmi liniștea sistemul nervos. Deci, cu alte cuvinte, noi toți ar trebui să facem exercițiul ăsta, să ne întoarcem în copilărie, să ne gândim care era tipul nostru de atașament cu părinții și apoi tiparul ăsta să-l suprapunem peste relația pe care o avem. Ideal este așa, însă din nou trebuie să ai curaj să poți să te duci în situațiile respective și să retrăiești durerea, pentru că eu până când, cum spuneam și data trecută, la curs mi s-a spus, tu ai fost un copil foarte trist. Deci m-a enervat cumplit. Cum să-mi spună mie că am fost un copil foarte trist când eu am avut m-am hrănit toată viața cu această copilărie fantastică. Și mi-a zis, nu, tu ai fost un copil foarte trist, ai fost un copil care avea nevoie de mama lui, avea nevoie de confirmarea, de dragostea care se manifesta doar prin prezență. Pentru mine prezența însemna dragoste. Dacă cineva pleca, înseamnă că nu mă iubește. Și a fost nevoie să pot să admit. Și nu numai să admit, să simt starea respectivă și să o consum, care a fost groaznică. A fost un proces foarte, foarte greu. Mi-ai povestit asta și în podcast. Nu mi-ai zis exact ce presupune regresia asta la vârsta copilăriei. Pe lângă, așa cum spuneai, foarte multă durere
descompunere în bucăți și apoi rearanjarea, repunerea fiecărui organ unul lângă celălalt. Eu n-aș vrea ca lumea să o ia ca și când ăsta e exercițiul pe care toată lumea trebuie să-l facă. Fiecare are traseul lui, uh-huh, în funcție de disponibilitate, în funcție de puterea lui și de momentul în care e în viață. Pentru că nu îi apeși pe un buton, anota pastilă și s-a terminat. Plus că a fost un proces creat din mai multe etape. Am făcut acest lucru în terapie, în cursul de care îți spuneam. După care am mai dat încă un layer și încă un layer, după care am mai experimentat asta și în terapie. Că e un proces continuu. Nu pot să dau o rețetă exactă. Ci singurul lucru pe care pot să-l spun este că ai nevoie de foarte mult curaj să te duci acolo și povestea asta începe cu în momentul în care alegi sau alegi să spui să renunți la povestea frumoasă a copilăriei perfecte. Pentru că nu înseamnă faptul că părinții tăi n-au fost alcoolici, că nu te-au bătut, că nu te-au părăsit, că nu ai trăit pe stradă, nu este garanția unei copilării fericite. Și am avut tot ce mi-am dorit. Eu am avut absolut tot ce mi-am dorit în perioada comunismului. Trăiam într-o casă superbă cu mama care pleca și mi-aducea tot ce și-ar fi dorit orice copil. Un copil iubit de absolut toată lumea. În același timp, au fost foarte multe dezechilibre emoționale. Tatăl meu n-a știut să fie acolo ca prezență, mama mea nici ea nu a putut să fie acasă. Și atunci mi s-a dezvoltat o personalitate ca să poată să supraviețuiască în momentul respectiv. Sună complicat? Nu, dar mă gândeam dacă spun următoarea întrebare sau nu. Am avut o discuție cu Paul Olteanu, de la Mind Architect, pentru podcast și exact asta îmi spunea, că toate partenerele pe care el le-a avut aveau cumva trăsăturile principale ale mamei, inclusiv partenera pe care o are acum de 7 ani. Și totul era foarte bine până când la un moment dat se rupea relația. Efectiv, nu mai putea să stea cu ele. Nu o să intru în amănuntele discuției de atunci, dar a spus că momentul în care a reușit să aibă o relație cu o femeie care are trăsăturile principale ale mamei, a fost momentul în care a analizat care sunt greșelile pe care el le-a făcut în trecut, când rupea relația. Și vreau să te întreb, nu vreau să intru cu bocancii în viața ta. Dacă portretul tatălui tău, figura tatălui tău, trăsăturile lui au contat în alegerile, le-ai replicat în alegerile? 100%. Indisponibil emoțional, total indisponibil emoțional, incapabil de a-și manifesta emoțiile și sentimentele, nu era prezent. Nici fizic, nici emoțional. Și cred că astea sunt de fapt cele mai importante. Și întotdeauna am ales un partener care să aibă poziția corporală a tatălui meu. Că la un moment dat zic, dar cum Dumnezeului să aleg același partener fără să știu, să vorbesc cu el, să fiu atrasă de el? Pentru că e ceva ce tu știi din copilărie. E un pattern cu care tu ești obișnuită și la ăla reacționezi. Toți partenerii mei de viață erau foarte înalți, foarte drepți, extrem de drepți, bine făcuți și care arătau foarte bine. Absolut toți, fără excepție. Și chiar dacă de-a lungul timpului s-au mai schimbat, indisponibilitatea emoțională până la un moment dat a fost prezentă. Că vorbeam chiar în terapie și cu cineva din India cu care am lucrat și zicea, dar el e foarte diferit. Nu, acum este diferit, acum câțiva ani. Și zice, cum este diferit? Păi uite, e mult mai blând, e mult mai cald, e mult mai... Și mi-a zis, serios? Este disponibil emoțional? Da, dar nu... Nu. Avea dreptate. Ești atras de același pattern. Știi? În continuu. Și ceea ce poți să faci ca să rupi lanțul ăsta este să observi pattern-ul și să-l oprești. Ești indisponibil emoțional, nu ești potrivit pentru mine. Pentru că oricât de disponibil sau oricât de mult aș vrea să schimb lucrul ăsta, eu n-am cum să lucrez pentru tine și eu nu sunt terapeutul tău.
Și doar că noi suntem foarte familiari, noi avem nevoie să fim familiari cu ceea ce știm. Pentru noi familiaritatea aia e atât de importantă încât tu te duci acolo și știi că trebuie să faci ceva ca să obții dragostea. Pentru că tu așa știi că funcționează lucrurile. Și încerci să-l schimbi și încerci să te adaptezi și încerci să găsești soluții. Și mintea e foarte inteligentă pentru că deși tu ai descoperit pattern-urile astea, îți găsește alte moduri prin care să te ducă în același loc. Și după aceea îți dai seama, sunt în continuare în aceeași situație cu un bărbat invizibil. Da, oricât de evoluat ar fi, oricât de mult ai fi citit, oricât de mult te-ai cunoaște, copilul ăla din tine este atât de prezent încât faci alegerile astea fără să știi, instinctiv. Și atunci ai nevoie să fii prezent și să vezi, ok, se întâmplă, din nou sunt în această situație, ce fac? Aleg pattern-ul cu care sunt obișnuită sau fac acest efort, simt durerea și merg mai departe într-o altă direcție? Sănătos este să mergi într-o altă direcție, să nu rămâi acolo. Deși tentația e să rămâi acolo. Pentru că îți hrănește ceva ce tu îți dă ceva ce tu știi și cu care te simți foarte bine. Când ajungi la o relație toxică? A întrebat foarte multă lume asta. Când ajungi la o relație toxică? Când știi că ești într-o relație toxică? Când ești cu un partener care nu te respectă, nu-ți respectă valorile, nu te vede, nu te ascultă, un partener care te critică, un partener care nu e acolo niciodată pentru tine și un partener care te pune tot timpul jos. Și într-o relație în care pur și simplu simți că mergi tot timpul pe cărbuni, că nu știi ce să spui, că ești inconfortabilă, că simți că începi să renunți la tine ca să poți să fii acceptat. E greu de ieși dintr-o relație toxică? Da, dar nu e imposibil. Cum? Probabil că dacă ești la început ai nevoie de ajutor, adică o terapie, sau sunt oameni care au această inteligență, nu știu, emoțională, nativă, nu știu cum să-i spun, care reușesc să facă, să reușească să iasă. Eu am avut nevoie de ajutor întotdeauna. N-ai putut singură? La început nu. Și nu că erau relații toxice, erau poate relații nepotrivite, în care rămâi și te adaptezi pentru că atât nevoia persoanei respective cât și nevoia ta este suplinită fără ca acea relație să fie armonioasă și să se aducă ce ai nevoie. Nu știu dacă m-am exprimat în așa fel încât să se înțeleagă. Facem niște compromisuri mai mari decât am putea să ducem. Ceea ce am înțeles eu e că de foarte multe ori nu neapărat partenerul e cel care îți face rău sau relația. Tu îți faci foarte mult rău. Nu, singur. Nu. Partenerul în principiu nu îți face niciodată rău. Decât poate dacă ai agresiv. Tu ești cel care alege sau dă voie cuiva să-ți facă rău. Pentru că dacă cineva se poartă urât cu mine, nu poate să se poartă a doua oară urât cu mine decât dacă eu stau acolo. Adică în relația mea toxică, eu am avut prima dată, în care am stat 7 ani, eu am avut semnale după a doua lună. Adică nu-mi trebuiau 7 ani să înțeleg asta. Din a doua lună am văzut. Doar că am rămas acolo. Am ales să rămân acolo. Dar cum trebuie să te uiți la relațiile astea? La ce ți-aduce bun și la ce ți-aduce rău? Și dacă binele pe care ți-l face e mai mare, rămâi acolo atâta vreme cât nu-ți dăunează? Sau la primul semn? Pentru că după aia poți fi acuzat, băi, tu nu te-ai luptat pentru iubirea noastră. Trebuie să spun de la început că nu există relații perfecte. Există relații în care toată lumea face compromisuri. Uh-huh. Adică toată lumea trăiește cu povestea filmului de la Hollywood în care ai o relație perfectă, în care nu sunt niciodată probleme, totul este extraordinar și au trăit fericiți până la deci bătrânețe. Sunt absolut de acord. Cred că nici relațiile între suflete perechi nu sunt relații perfecte. Nu, cred că o relație armonioasă și o relație puternică este în capacitatea partenerilor de, în primul rând, de a se respecta, de a se vedea și de a reuși să treacă împreună peste momentele grele. Pentru că momente grele cred că sunt foarte multe. Dar ține foarte mult de cât de mult își doresc oamenii respectiv și nu doar unul sau altul, ci amândoi. Să poată să
își dorească să fie acolo și împreună de mână să treacă peste probleme și să aibă capacitatea și vulnerabilitatea, sau capacitatea de a se deschide și se vulnerabiliza, să vorbească despre asta. Acum, sigur că noi vorbim despre, nu știu, neapărat cazuri ideale, dar în teorie, pentru că viața e mult mai complicată, aplicată. Îmi vine în minte, apropo de relațiile toxice, o întrebare pe care am primit-o pentru înainte de înregistrarea asta. Cineva spunea, sunt într-o relație toxică alături de iubitul meu, dar nu pot să mă despart de el pentru că are o afacere cu părinții mei. Sunt două lucruri separate. Teoretic. Practic, asta e viața. Asta e viața, dar e nevoie de foarte multă maturitate să poți să le resepar pe celelalte. Știi? Și relațiile ajung să se deterioreze, cred, din cauza așteptărilor foarte mari pe care le proiectezi asupra celuilalt, pentru că vrei de la omul respectiv să fie ceva ce tu crezi că el este, uh-huh, și pentru că nu este, tu vrei să-l schimbi. Am găsit bărbatul perfect, dar n-aș mai vrea să fac asta, 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 asta. Păi atunci nu-i perfect. Poți să trăiești cu lucrurile respective? Sau nu poți să trăiești cu lucrurile respective? Sau aștepți ca ele să se schimbe? Pentru că ele se pot schimba sau nu. Dar de cele mai multe ori mă uit în relații, în jurul meu, sau primesc foarte multe mesaje în care întotdeauna oamenii, întotdeauna, de cele mai multe ori oamenii, partenerii, vor să-l schimbe pe celălalt conform a ceea ce crede că e bine. Nu mai face aia, nu te mai duce acolo și au această cicăleală și această presiune că trebuie să te schimbi. Și eu am trăit cu ea. Și eu vroiam, eu știam ce e bine. Nu, dacă iubești un om, trebuie să-i dai voie să fie cine este. Pentru că dacă îi dai voie să fie cine este, vei ști cum este și în timp nu vei avea surprize și vei putea să decizi dacă vrei să fii sau nu cu el. Dacă poți să faci, să mergi cu el sau nu. Deci de acord că trebuie să avem și așteptări de la partenerii noștri? Da, trebuie să ai niște lucruri importante pentru tine, niște valori. Trebuie să știi ce ai nevoie și ce nu tolerezi. Să fie niște limite. E posibil. Foarte multe cursuri de astea de dezvoltare personală spun că lucrul care pe noi ne trage foarte mult în jos e faptul că noi avem așteptări de la oameni. Dar e firesc să avem așteptări de la oameni. Uh-huh. Pentru că îți dădeam exemplu copiilor. Da? Izolați, părinții ies din cameră. Copiii ăia au așteptări și la un moment dat părinții vin. Uh-huh. Da? Adică în momentul în care plângi, cineva a venit, uh-huh, în cameră. Că plângi mai tare, mai încet sau așa mai departe. Și noi așa suntem crescuți. Eu nu spun că nu trebuie să ai așteptări. Având așteptări. Da, știu, dar nu spun că nu trebuie să ai așteptări, ci cred că fiecare om are un set de lucruri pe care și-l dorește într-o relație. Uh-huh. Sunt oameni care vor mai multe, sunt oameni care vor mai puține sau complet diferite. Nu știu, eu am nevoie să fiu auzită, eu am nevoie să am confort, eu am nevoie, nu știu, fiecare are nevoile lui. Pentru mine, de exemplu, e foarte important să am o conexiune reală cu omul respectiv, să pot să spun tot ce îmi trece mie prin cap, indiferent cât de greu sau dificil este, și aștept același lucru de la partenerul meu. Eu nu pot să funcționez într-o relație în care nu e adevărul pe masă, oricât de greu este. Pentru că atunci când știu care este realitatea, eu știu dacă pot să aleg să fiu acolo, dacă pot să duc aia sau nu. Nu să mă trezesc peste o lună că descoper ceva care îmi va exploda în față. Vezi, asta deja e o așteptare. Nu e o așteptare. În sensul este că nevoia tu spui mea adevărul pe masă, da? Și e nevoie ca el să fie acolo. Da. Să îți îmbrățișeze adevărul, să, da, să-l accepte, da, așa cum e el. Pentru că este o nevoie a mea într-o relație. Am nevoie de lucrul ăsta, cum am nevoie să fiu respectată, cum am nevoie să fiu, să mă țină cineva cu toate emoțiile mele, care sunt o grămadă. Am nevoie să știu că mă pot baza pe el, am nevoie să știu că e acolo, am nevoie să știu că am libertatea de a alege. Pentru că un alt lucru pe care îl văd foarte des în relații este legat de această victimizare sau această învinuire a partenerului. Și această agresivitate pasivă și această manipulare și această victimizare de care vorbeam. Cred foarte tare că într-o relație sunt trei entități. El, ea și relația. Pentru că o relație echilibrată nu poate fi decât cu doi oameni care își satisfac nevoile.
Pentru că dacă eu vreau ca tu să stai cu mine non-stop, dar tu ai o nevoie de libertate, nu știu, să te duci pe câmp, să te duci să te întâlnești cu prietenii tăi, să te duci să alergi, să te duci să nu știu ce. Și eu nu vreau să faci chestia asta pentru că eu vreau să stai doar cu mine non-stop. Și ai avut astfel de momente? Da, mi se părea că dacă nu stă cu mine, nu mă iubește. Nu mă iubește, nu contez. Nu. Și ce am înțeles foarte important este cum și eu am această nevoie și partenerul meu are nevoie să facă lucrurile care îl fac pe el fericit și echilibrat și încărcat, ca atunci când vine înapoi în relație să putem să funcționăm. Pentru că mai ales la o vârstă la care deja cu toții avem nevoile noastre, lucrurile care ne încarcă și care ne fac fericiți, care pot fi în afara relației. Eu nu mă refer la, nu știu, a avea o altă relație sau a avea dependențe, ci mă refer la lucruri care, nu știu, să plec o săptămână, un weekend în care să mă relaxez și să nu vreau să vorbesc cu nimeni. Să știe unde sunt, dar să știe că și să îmi respecte nevoia. Vorbeam mai devreme despre cum o călătorie, o experiență spirituală, o cunoaștere spirituală, într-un așram în cazul tău, poate să fie revelatoare în sensul că s-ar putea să afli adevărul despre tine. Uh-huh. Și adevărul s-ar putea să nu fie comod, să te dea un pic peste cap, să afli că de fapt ești în relația nepotrivită, în meseria nepotrivită, și așa mai departe. O să te întreb dacă după călătoriile astea spirituale ale tale ți-a fost mai greu să îți întemeiezi, să-ți construiești relații. Cred că tocmai aflând adevărul. A fost diferit, nu a fost, nu știu, mai greu sau mai ușor. Am știut exact care sunt lucrurile de care am nevoie și dacă nu am simțit că le pot avea, mi-am dat seama că n-are sens să mai fiu acolo. Ceea ce am schimbat a fost, cred că, abordarea sau felul în care m-am raportat și am intrat în relația respectivă. Pentru că dacă înainte ceream în continuu, acum mă așteptam, acum spuneam care îmi sunt nevoile. De la început. Da. Și în orice problemă, de exemplu, e un conflict, da? În care amândoi nu mai vor să vorbească. Amândoi și-au întors spatele. Nu știu dacă știi imaginea de la Burning Man, în care sunt doi adulți cu spatele, spate în spate, pentru că sunt certați și sunt copii în interiorul lor care caută să... Superbă. Mi se pare extraordinar. Copiii care caută să se conecteze. Conexiunea, exact. De fapt, asta căutăm cu toții, să ne conectăm. Dar orgoliul nostru fiind atât de mare ne-a dus în direcții opuse. Și chiar dacă noi suntem în colțuri separate ale camerei, noi ne dorim să vină cineva la noi și să ne spună: ești important pentru mine, hai să vedem cum trecem peste subiect, peste momentul ăsta. Asta e unul dintre lucrurile pe care le-am învățat. Să pot, atunci când e un astfel de conflict, să pot să mă întorc și să zic: ok, suntem în situația asta, ce pot să fac sau ce putem să facem împreună ca să depășim momentul ăsta. Dar pentru asta e nevoie de conexiune, nu de atașament. Ai nevoie de iubire adevărată, de conexiune, da. Și de o împăcare cu tine și de o prezență. Să nu intri în toate rănile care spun: a, dar ce? Dar el să vină, dar cum să mă duc eu, dar de ce să fac eu asta? Eu am făcut-o de 100 de ori, dar eu nu mai vreau să fac asta. Eu vreau să, știi? Toate gândurile alea care rulează. Nu. Te-ai întors cu spatele la mine și atunci eu îmi dau seama că dacă și eu mă întorc cu spatele la tine, nu o să ajung nicăieri. Și atunci vin la tine și spun: ok, suntem în situația asta. Ce putem face? Vrei să facem ceva? Sau ai nevoie de spațiu și de timp? Ok, înțeleg, dar eu sunt aici pentru când o să vrei să vorbim. Și asta îl dezarmează pe celălalt și vine și el pentru că se simte inclus. N-aș vrea să trag concluziile pentru tine, eu trag concluziile pentru ce am înțeles eu din ceea ce ai spus tu. Și practic trebuie cumva să ne reevaluăm și să vedem dacă iubirea noastră este atașament sau este cu adevărat conexiune. Pentru că așa cum spui tu, iubirea nu stă în atașament, ci în conexiune adevărată. Dar nu e o iubire reală. Eu vreau să fiu cu tine pentru ceea ce îmi dai, nu pentru ceea ce ești. Uh-huh.
Adică tu suplinești mie niște nevoi, nu știu, nu-mi place să fiu singur, nu-mi place să, nu știu, o grămadă de lucruri. Nu, eu vreau să fiu cu tine pentru momentele pe care noi le petrecem împreună. Uh-huh. Nu pentru faptul că eu sunt singură. Sau nu pentru faptul că nu am cu cine să ies, sau pentru că n-am cu cine să plec în vacanțe. Am scris o poezie la un moment dat despre conexiune și mi se pare atașamentul e așa. Eu am nevoie de când eram copil de un anumit tip de atașament. Și tu vii și îmi umpli acel gol cu tine. Eu îmi umplu golul din mine uh-huh. cu tine. Conexiunea exact. E de fapt când tu ești aici uh-huh. și vii și mă umpli de mine. Uh-huh. Dar tu te umpli de tine. Corect, dar prin conexiunea asta, prin forța asta da. A conexiunii. Și această conexiune nu se creează pentru că oamenii vin în relație. Eu pot, eu am, pe mine nu mă... Cu aceste... Puternici. Foarte puternici. Uh-huh. Când de fapt în interior e o dorință foarte mare de a fi văzuți așa cum sunt. Oamenilor le e frică să se arate așa cum sunt, să spună, am nevoie să spună ceva fără să știe că primesc în schimb ceea ce își doresc. Uh-huh. Se expun. Am nevoie... Ce am înțeles a fost să nu spun, din cauza ta s-a întâmplat asta, tu nu faci asta, tu ești așa, tu nu mă respecti, tu nu mă iubești, tu nu faci lucrurile astea. Ci eu am nevoie de asta. Crezi că pot să faci asta? Pentru că oamenii uneori nu dau pentru că nu știu că tu ai această nevoie. Și uneori au nevoie să fie cumva... Nu treziți, dar nu atenționați, nu știu, să-i spui de ce ai nevoie. Și acum nu vreau să super femeie, dar bărbații chiar au nevoie să li se spună. Nu toată lumea are inteligența emoțională dezvoltată să stea să joace, să facă ghicit, să dezlege ghicitori. Și atunci e important să poți să spui, să te vulnerabilizezi, să spui și asta îl va aduce și mai aproape pe cel de lângă tine. Cum am început, spunând despre faptul că eram incapabilă să fiu vulnerabilă, ceea ce am observat este că ori de câte ori m-am vulnerabilizat în momente destul de complicate, am primit mai mult decât mă așteptam. Mm-hmm. Și s-a creat o conexiune mai mare decât m-am gândit. Pentru că dacă eu te las să mă vezi pe mine cum sunt, cu nevoile și cu toate punctele de care eu nu sunt mulțumită, te voi încuraja și pe tine să-ți dai jos masca aia de om extrem de puternic care n-are nevoie de nimic niciodată și putem să ne conectăm la un nivel mult mai profund, nu la unul superficial. Nu știu dacă se înțelege foarte bine. Ba da, foarte bine. Dar ce voiam să te întreb este... Dacă nu cumva... Așa zi. Continuă. Eu nu-mi uit ideea. E important să poți să faci primul pas. Să deschizi ușa. Că dacă ai deschis-o, e primul pas, va deschide va aduce lumină. Pentru că e jocul orgolilor, știi? Uh-huh. Lasă să spună el primul. Lasă că eu nu spun. Să zică el te iubesc, să zică el aia, să spună el scuze, să știi? Dacă nu spune, nu spun nici eu. Și ce al gândește la fel, nu? Și ce unde ajungem? Nicăieri. De aceea, dacă ajungi să te vulnerabilizezi, îl va face și pe celălalt să se deschidă. Într-un mod fantastic. Dar dacă te vulnerabilizezi în fața persoanei nepotrivite? O vei face, îți vei da seama că nu se creează conexiunea și atunci îți dai seama că ești în relația nepotrivită. Adică tu te arăți fragil, fragilă, el nu știe ce să facă cu asta, da? El nu știe ce să facă cu asta. Sau, dimpotrivă, profită de lucrul ăsta și folosește. Și se folosește de punctele tale slabe. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Finalul unei relații, nu știu, ai posibilitatea să ieși din asta. Ai o posibilitate să vezi cine este omul de lângă tine. Vrei să fii cu un om cu care te vulnerabilizezi și el îți dă cu toporul? Decât dacă ești masochist. Sau? Nu dacă ești masochist. Repeți un pattern cu care ești obișnuit, dacă așa se întâmpla în relațiile în care ai fost crescut. Și atunci... Dar așa cum spuneai tu mai devreme, crea asta cu despărțirea. Chiar dacă spunem că trăim alte vremuri și că societatea nu te mai judecă, noi cumva tot în gândirea asta trăim. Cumva e tot rușinea asta că societatea te vede singur și
tu mi-ai povestit mai devreme că îți era foarte greu să stai singur și datorită atașamentului. Și nu numai asta, dar mi-era rușine să spun la momentul respectiv, iată, sunt singură. Era, Doamne, deci dacă ești singură, e ceva neregulă cu tine. Dar sunt foarte multe femei și nu, e o dovadă de curaj să poți să stai singur decât să stai într-o relație care îți face rău. Plus că e mult mai, mi se pare mult mai trist să fii într-o relație în care te simți singur decât să fii singur. E absolut, mie personal mi se pare absolut îngrozitor. Dar recunoști că în continuare societatea e așa, că pune, că are tiparele astea, că trebuie să fii într-un fel, la o anumită vârstă, pe aia. Tu de câte ori ești întrebată în 2021 când faci copii, de exemplu? Nu prea mă mai întreabă lumea. Nu te mai întreabă nu lumea? Nu mă mai întreabă lumea. Să fii obișnuit. Nu aveau cu ce să obișnuiască, pentru că eu am încetat să vorbesc despre starea în care, adică despre dacă sunt într-o relație, dacă nu sunt într-o relație, dacă o să fac copil. Am ales să nu mai vorbesc despre acest subiect. Să zicem că interviul ăsta era la Mihai Morar la emisiune pe vremea când făcea televiziune, da? Uh-huh. De câte ori te întreba Mihai, dacă veneai de 10 ori la emisiune la Mihai Morar, de câte ori te întreba Mihai Morar? Mă întreabă Cătălin Măruță. Hai că nici Cătălin nu mă mai întreabă. Știi? Da. De asta vorbesc. Și cu siguranță că... Practic asta nu e decât o reprezentare a societății. Da, ceea ce pot să spun este că este cea mai invazivă întrebare pe care pot să o adresez unei femei. Și unui cuplu, în principiu. Pentru că atunci când adresezi în această întrebare, tu de fapt ție nu-ți pasă. Tu doar o curiozitate. Ți-ți pasă dacă... Ai niște informații care cumva e depozitată în... Da, în... Nu ești în subconștientul ăsta colectiv. Interested. Adică nu ești, ai o curiozitate așa, nu, ești curios. Nu, dar subconștientul ăsta colectiv, da, așa ne-a imprimat. Da, domnule, a ajuns la o vârstă de ce n-a făcut un copil. De ce spun că este cea mai invazivă întrebare pe care poți să o adresezi unei femei? Este din cauza faptului că te-ai gândit vreo secundă că femeia pe care o întrebi poate are niște motive pentru care nu face un copil? Sunt foarte multe femei care nu pot face copii. Pur și simplu nu pot face copii. Au încercat, am atât de multe prietene care au încercat să facă copii și au pierdut multe sarcini. Și doar dacă abordeze acest subiect, le țâșnesc lacrimile. Este o traumă să adresezi unei femei care a încercat, nu știu, 100 de fertilizări și a pierdut nu știu câte sarcini, să o întrebi, auzi, dragă, dar tu când faci copil? Sau un cuplu care nu reușește să facă copii, sau o femeie care nu are cu cine să facă copil. Uite, trecând de la exemplul tău, amintindu-mi de unul recent, Smiley povestindu-mi la mine la podcast că acest copil pe care îl au este efectiv o minune și că a venit fără ca medicii să aibă o explicație. Pentru că de când și-au dorit copil, Gina știa că nu îl poate, medicii au spus că nu poate că nu rămâne poate însărcinată. Ei, gândește-te, Gina Pistol, de câte ori a fost întrebată când faceți un copil? Ce trebuie și ea a trebuit să pună zâmbetul ăla, masca aia și să răspunde toate la timpul lor, hai să nu ne grăbim, știi? Pentru că tu nu vrei să le spui, bă, nu pot să am copil. Da, cât de traumatizant trebuie să fie pentru o femeie. Și mă gândeam, adică a venit copilul ăsta ca un semn, fără nicio explicație pământească. Dar prin ce a trecut Gina până în momentul ăla? Nu mai știe. Nu mai știe și nu mai a simțit, pentru că oricât de mult ar iubi o oameni din jur, nu au cum să simtă decât, nu au cum să simtă ceea ce a simțit ea. Și atunci cred că este una dintre ultimele întrebări pe care ar trebui să le pui unei femei: când faci un copil? Sau de ce nu faci un copil? Mai e și întrebat, dar de ce nu faci, dragă, un copil? Uh-huh. Adică nu-i de ajuns când faci un copil, dar de ce nu faci un copil? Cred că de fiecare dată când îți vine să pui această întrebare, să te gândești că s-ar putea să rănești pe cineva cu ea. Dar cred că toate conversațiile astea
pe care le avem. Sunt niște conversații care ar trebui să ne ducă înspre a nu mai pune lumea, toată lumea, în tiparele noastre. Pentru că eu n-am avut copilăria Andreea Raicu, Andreea Raicu n-a avut copilăria mea, noi n-am citit aceleași lucruri, nu ne-am dezvoltat la fel. Suntem... Ar trebui să înțelegem că suntem diferiți și că putem să existăm cu, tot, cu toate diferențele astea noastre, putem să stăm la aceeași masă. Exact. Și când tu îi spui cuiva, sunt trist, să nu îi spui să-i minimizezi tristețea, să-i minimizezi durerea. E, lasă că eu sunt și mai trist. Cel mai mare bine pe care poți să-i faci unui om este să îl îmbrățișezi cu ceea ce este în momentul ăla. Să nu încerci să-i schimbi starea, pur și simplu să-l accepti și să-i înțelegi. Pentru că cineva când îți spune sunt trist, este pentru că are nevoie să fie acceptat și auzit și acceptat. Când cineva mie îmi spune sunt tristă sau supărată, lucru pe care eu îl spun, stau lângă omul respectiv, îi dau voie să vorbească și îl întreb ce pot face pentru tine, cu ce te pot ajuta. Nu îi spun, dragă, nu e bine să fii tristă. Lasă, dragă, că-ți trece. Lasă că o să fie mai bine. Pentru că asta înseamnă că nu-l văd, nu-l aud și minimizez emoția care pentru el este reală. Pentru mine nu e, că eu nu sunt acolo. Dar îi dau voie să fie. De asta este atât de plăcut să fii cu oameni care te acceptă așa cum ești și care nu te judecă. De aceea și modul în care noi alegem, ne alegem prietenii trebuie să fie bazat pe asta. Vrem să fim înconjurați de oameni, indiferent că sunt prieteni sau relații sau oameni cu care lucrăm, cu oameni care ne acceptă așa cum suntem. Cu toate lucrurile și cu care să avem curajul să ne arătăm și care ne susțin în procesul nostru de dezvoltare sau ce vrei să faci. Să nu-ți spună ce să faci, pentru că e viața ta și ți-o alegi conform nevoilor și dorințelor tale. Mie mi-e absolut ok și ba chiar sunt fericit să întâlnesc un om diferit față de mine. Dacă eu am făcut 3 copii până la vârsta asta și Andreea Raicu nu a făcut niciun copil, a o judeca eu pentru lucrul ăsta înseamnă că eu sunt cu ceva nefericit, nu că nu ea e ok. Adică, sau ești mai presus. Sau sunt mai presus. Sau Andreea Raicu să-mi spună acum că ai făcut copii pe bandă rulantă. Adică fiecare om alege pentru el ce crede el că e mai bine. Nu neapărat că e cel mai bine, ci ce crede el că e mai bine și ce poate la momentul respectiv. Cum lucrăm să fim împăcați cu noi? Asta era o întrebare pe care am primit-o. Ce metode de dezvoltare personală recomanzi? Dacă ți se pare mai bine formulată asta, eu am pe asta. Of. Încerc să găsesc o formulă. Nici nu știu ce să-ți răspund, pentru că... Pentru că e clar că de cele mai multe ori problemele s-ar putea să nu fie ale celui de lângă mine pe care eu am îndreptat tunurile, furia și așa mai departe. S-ar putea să aibă și el o problemă, dar hai să mă uit în mine prima oară. Păi, în general, cam la tine sunt răspunsurile tale. Nu poți să fie la celălalt. Să accepți, să te uiți la situație și să o accepți așa cum este. Să nu mai romanțezi, să nu mai încerci să te gândești cum va fi. Nu, să accepți realitatea momentului în care tu ești acum. Pentru că noi nu putem să ne împăcăm cu viața noastră și cu nimic atâta vreme cât suntem într-o luptă cu ceea ce se întâmplă. Uite, încerc să-ți dau un exemplu din viața mea care să fie relevant. Mă gândeam la unul emoțional, dar nu am să-ți dau unul emoțional, am să-ți dau unul fizic. Toată cariera mea a fost urmărită de paparații și cumva nu acuzată și nici nu știu cum să-i spun, comentată pentru cearcănele pe care le am. Toată cariera mea, adică orice poză, Raicu are cearcăne, Raicu are cearcăne. Și ajunsese să fie o obsesie și pentru mine, pentru că atunci când cineva îți spune un lucru, încep și tu să fii obsedat de asta. Și toată lumea, da, Raicu are cearcăne, ia uite, are cearcăne, are cearcăne, are cearcăne, toate pozele paparații, Raicu are cearcăne. Și îmi venea să nebunesc. Aici vorbim inclusiv de acum
15-20 de ani, nu? Da, da, nu okay. De acum. Deci pur și simplu îmi venea să nebunesc. Deci, luam cei mai negri ochelari, cei mai mari ochelari, numai să nu mai aud asta vreodată. Mă uitam în oglindă, da, am cearcăne. Deci eram, pur și simplu, nebuneam. Și după toate călătorile astea și munca asta cu mine, mi-am dat seama că n-am decât două soluții. Două, nu sunt mai multe. Îmi fac operație și schimb situația sau o accept așa cum este. Mi-a fost frică să fac operație și atunci a trebuit să accept ce este. Și atunci s-a terminat acea luptă. Vreți să-mi faceți poze și să spuneți că am cearcăne? Hai să-mi dau ochelare jos. Trebuie să te împaci cu lucrurile dacă vrei să oprești lupta aia interioară. Lupta aia nu se termină decât atunci când accepți situația care este și procedezi în consecință. Cu ce cărți ai începe? Tu mi-ai povestit la podcast că mi se pare că e acolo în spatele tău Puterea prezentului, nu? Da, prima carte pe care am primit-o, prima carte pe care am primit-o, chiar asta este, cred. Dar văd cu aia în două exemplare. Păi da, pentru că mai fac cadou oamenilor care vin la mine. A, da? Da. Și n-am înțeles nimic din ea, după care am venit în vacanță. Exact asta e cartea, că uite, vezi, și am fost în vacanță, n-am înțeles nimic din asta. Efectiv, nu am înțeles nimic din puterea asta. Dar ai revenit asupra ei după. Da. Și am găsit această carte, Un pământ nou, cu care m-am identificat. Uh-huh. Fantastic, am înțeles tot. Bun, în afară de asta, acum, după ce ai citit multă literatură de specialitate. Acum, în momentul în care vreau să citesc doar beletristică, mă crezi? Da. Seara, face parte din ritualul meu de un somn odihnitor, citesc beletristică, să mă deconectez de la tot ce... Ai ajuns la un burnout de dezvoltare personală. Da, să știi. Dar ce le recomanda oamenilor? Adică dacă ar trebui să aibă un set, o trusă de scule pentru a lucra cu ei înșiși? Nu știu, pentru cei care au sindromul perfecționismului, aș recomanda Brené Brown, chiar am și aici. Curajul de a fi vulnerabil, nu? Nu, darurile imperfecțiunii. Aha. Asta? Asta e curajul de a fi vulnerabil. Da, asta e următoarea. Brené Brown e foarte bună pentru... Ea a studiat foarte mult conexiunea, vulnerabilitatea, rușinea. Pentru că noi suntem guvernați de rușine, deși nu suntem atât de identificați cu ea încât nu putem să o mai vedem. Dar avem extrem de multă rușine. Mi-aduc aminte că am scris la un moment dat un articol despre rușine și m-am dus în câteva birouri în clădirea în care lucram atunci și am întrebat oamenii care sunt motivele pentru care le e rușine. Nu știu să-mi spună. Dar nouă ne e rușine să facem foarte multe lucruri. De la, nu știu, mi-e rușine să dansez pentru că o să zică lumea că dansez prost și nu mai știu ce. Mi-e rușine să cer ceva, mi-e rușine să mă arăt așa cum sunt. Mi-e rușine să ies să vorbesc în public. Atât de multe rușini. Cum să mă duc acolo, cum să fac asta, o să vadă. Rușinea se întâmplă când tu crezi că e ceva neregulă cu tine. Bun, revenim la trusa de scule. La trusa de scule. Mi-a plăcut foarte mult și asta a lui Elizabeth Gilbert, care a scris It Pray Love, pentru că te ajută să ai curaj să-ți pui ideile în practică. Ce mai avem? Cum se numește lecții de magie. Da. Dar nu am aici ceva ce ar putea să ajute foarte mult cuplurile. Limbajul, cum se numește? Cele cinci limbaje ale iubirii. Mi se pare o carte foarte bună. De cunoașterea nevoilor, apropo de ce ziceai tu, a nevoilor partenerului. Și ale tale. Și în primul rând, ale tale. Chiar care e limbajul iubirii la tine? Păi stai așa, erau cinci, nu? Da, prezență, cuvinte, atingere, servicii. Și al cincilea care e? Uite-o tine. Cadouri, daruri, ai zis? Nu e cu servicii? Nu, serviciile sunt cine face, hai să facem curat sau fă curat, dugună, așa mai departe. Dar care sunt la tine? Cred declarațiile, adică am nevoie de cuvinte. Eu pun mare preț pe puterea cuvintelor, forța lor, pe binecuvântare și stai așa. Pe confirmare. Ce mai era? Atingere, servicii... Și cred că atingere. Ok. Și da, într-adevăr, cuvintele sunt cele care te și... Tu ai nevoie de validare. Sau eu am nevoie de validare. Ale tale care sunt?
Ale mele sunt prezența, atenție, prezență, okay. Normal. Aproape că mi-am dat seama din ce mi-ai povestit. Exact. Probabil. Și atingerea. Bun. Trusa de scule cu ce continuă? Trusa de scule continuă. Aș ști, aș recomanda-o. Apropo și... de faptul că tu erai foarte exact, da. Masculină. Da, astea, cărțile lui Brené Brown te ajută să nu mai fii atât de masculină. Și cartea lui Jay Shetty aș recomanda-o, pentru că este foarte, foarte frumos scrisă și pe înțelesă tuturor. Think like a monk. Gândește ca un călugăr. Da, gândește ca la un călugăr. Nici nu știu. Ce muzică recomanzi? Mie mi se pare că da, muzica are, fiind un limbaj universal, mi se pare că are o forță foarte puternică asupra noastră. Și pentru că sunt în domeniu și vorbesc în cunoștință de cauză, mi se pare că noi nu ne adaptăm playlist-ul în funcție de ceea ce avem nevoie. Noi am putea să folosim mult mai mult muzica în sprijinul nostru. Am observat că în momente de nu știu, drame sentimentale, noi ascultăm piese triste. Și ce e în regulă cu asta? N-ar trebui cumva să ne facem un playlist în care să vedem dincolo de toate. Muzica fiind piesele fiind în registru minor, știi? Adică e bine să acoperi tristețea cu altă tristețe? Păi nu, dar dacă te gândești că muzica asta tristă de care vorbești tu te ajută să-ți accesezi tristețea ca să o scoți la suprafață și să o consumi. Eu știu, dar tu vorbești asta după ce ai fost de vreo două ori într-un ashram și ai și citit multă literatură și ai lucrat cu tine și te cunoști. Dar de obicei, o fată când e părăsită sau când e tristă pur și simplu, ascultă o piesă... Peripit. Și, da, peripit. Și spune... Doamne, ce bine era când ne iubeam, când eram împreună. Păi nu piesa e problema aici. Păi nu, piesa păi aia nu, îți deschide nu, toate lumea. Nu sunt de acord cu tine. Nu? Nu piesa e problema, ci abordarea sau perspectiva pe care tu o trăiești sau pe care o ai asupra lucrului. Pentru că dacă, ok, plâng, de ce plâng? Păi sunt al naibii de tristă că m-a părăsit ăla. Îmi dau voie să plâng, după care mă trezesc și zic, ok, mi-a trecut tristețea asta. Ce fac? Nu, m-a părăsit și uite, înseamnă că e ceva neregulă cu mine și dacă aș fi făcut altceva. Am primit la un moment dat un mesaj de la o fată care m-a impresionat extrem de tare, extrem de tare. Și era o fată care fusese foarte abuzată de partenerul ei emoțional, cu niște cerințe absolut greu de dus. Și mi-a scris și m-a întrebat, mi-a scris cerința iubitului ei, care era greu de discutat, dar apoi de trăit. Și mi-a zis, el a zis că dacă nu fac asta, înseamnă că nu-l iubesc. Mie asta mi se pare un abuz. O condiționare. Da. Și ea își punea problema dacă să facă lucrul respectiv sau nu. Pentru că dacă ea nu face, înseamnă că nu-l iubește. Această condiționare nu și-are loc într-o relație. Nu poți să-l obligi pe celălalt să facă ceva spunându-i că orică îl părăsești, orică nu ai sentimente față de el. Mi se pare un abuz. Iar ea, pentru că trăia acest abuz de foarte mult timp, nici măcar nu mai avea noțiunea realității. Crezi că ar trebui să fac? Și în momentul ăla, tu crezi că ar trebui să faci? Crezi că cineva care te iubește foarte tare ți-ar cere așa ceva? Știind că tu nu ai putea să faci asta? N-ar fi ok pentru tine? Tu ce muzică asculți? Foarte multe. De la muzică clasică. Când am nevoie să mă liniștesc, ascult pian. Muzică clasică. Set piano? Nu. Ascult o muzică foarte variată. Când am nevoie, de exemplu, să mă liniștesc, ascult muzică foarte zen. Și când am nevoie să mă așez, să mă centrez, să fiu prezent, ascult muzică tribală. Știi că de multe ori mă întreabă lumea de ce sunt atât de multe piese triste la radio.
Pentru că noi, cele mai populare piese din România, dacă studiezi, noi studiem la radio cam o dată pe an, cântecele mari din ultimii, nu știu, 30-40 de ani. Și o să vezi că în topul celor mai iubite, populare, îndrăgite piese românești, sunt piese triste. Da? Uite, holograf, ochii tăi. Știi? Nouă ne place ca popor să ne plângem tristețea asta. Și eu cred că să ne adâncim tristețea asta prin muzică. Și îmi place să ascult. Da, și este trist. Stăteam și mă gândeam că am plecat la un drum lung, că trebuie să merg undeva și aveam o stare de un pic zbucium interior. Și mi-am pus niște muzici, mi-am pus Whitney Houston. Și am ascultat tot drumul Whitney Houston, n-am vorbit absolut la telefon, deloc la telefon. Și mi-am dat voie să mă cufund într-o tristețe care s-a consumat, după care am fost foarte bine. Pentru că am avut nevoie să fiu cu mine și cu ceea ce simțeam. Doar că nouă ne e foarte frică să stăm cu noi și cu ceea ce simțim. Dar nu crezi că terapia asta, prin muzică, eu chiar cred în melo, da, terapie, din când în când să faci exercițiul ăsta de a asculta muzică fără versuri. Pentru că noi, chiar dacă nu suntem atenți la cuvinte, la versuri, la mesaj și așa mai departe, cumva mesajul ăla intră, e imprimat undeva în subconștient. Mie mi se pare că, la fel ca în cazul copiilor, dacă le pui muzică instrumentală, clasică sau așa mai departe, le dezvoltă creierul. Mi se pare că din când în când ar trebui să ne dăm liniștea asta de a asculta muzică clasică, instrumentală, zen și așa mai departe, ca să-i putem crea noi povestea. Da, probabil că inconștient eu fac lucrul ăsta, nu m-am gândit la perspectiva pe care tu o ai, dar eu inconștient fac asta. Cumva se pare că am mai mult spațiu, lărgește spațiu și pot să mă... scris tu versurile și refrenul. Exact, da. Da, e foarte interesantă perspectiva, nu m-am gândit. Mulțumesc frumos! Din când în când mai am și eu niște idei. Despre cărți am vorbit, despre muzică am vorbit, dar în afară de cărți, ce unelte mai recomanzi? Podcasturi, să asculte podcasturile tale. Mulțumesc frumos! Scris un jurnal. Scris un jurnal este un mod foarte bun de a scoate ce în interiorul tău. Ajutat de diverse întrebări, ajutat de, nu știu, noi avem, de exemplu, niște cartoline care se numesc Descoperă-te, un set de 50 de cartoline care îți pun întrebări și te duc să înțelegi lucruri despre tine. Pentru că sunt multe întrebări la care nu te-ai gândit niciodată să-ți răspunzi. Și cum să te cunoști dacă nu poți să-ți răspunzi, dacă nu-ți răspunzi la întrebări? Și cum să-ți dai ce ai nevoie dacă nu te cunoști? Și zile în care nu ai chef să faci nimic, ce faci? Fac nimic. Nimic? Eu am crescut cu un grad de vinovăție foarte mare atunci când nu fac nimic. Nu există să nu faci nimic. Numai puturoșii nu fac nimic, numai proștii nu fac nimic, așa. Asta e, numai leneșii. Cel mai greu ne este să stăm singuri într-o cameră. Exact. Asta e problema. Și cum să nu faci nimic? De ce ești Pascal prost? Încoace. Cum să nu faci nimic? Și nu te gândești la nimic? Păi de ce ești prost? Cum să nu te gândești la nimic? Trebuie să te gândești tot timpul la ceva. Și mi-a fost foarte greu. Unul la mână din cauza faptului că ieșea toată agitația. Și doi la mână, cum să mă împac cu ideea că nu fac nimic? Și cred că ți-am povestit data trecută cum am fost trimisă disciplinar de cineva din India să stau pe o băncuță și să nu fac nimic. Nici măcar să citesc. Să stau, să mă uit așa în gol. Cât de greu a fost? Absolut îngrozitor. Fără telefon, fără nimic. E cumplită liniștea. E cumplită. Pentru că poate să-ți aducă la suprafață niște lucruri pe care tu le-ai ascuns foarte, foarte, foarte bine. Doar în liniște îți găsești răspunsurile și vezi ce e toată agitația, de unde vine, ce îți lipsește. E singurul moment în care poți să-ți dai timp și să faci liniște ca să auzi ce se întâmplă acolo. Și apropo de ce spuneai, când nu mai pot, îmi dau voie să nu mai pot. Și este recompensa pe care o dau corpului și emoționalului meu. Mi-a fost foarte greu să învăț asta. Și aveam treabă, n-aveam treabă, eu veneam la birou. Cum să nu vin? Ce o să creadă lumea despre mine? Că sunt o puturoasă și că nu muncesc? Și a fost foarte greu. Și mai am uneori și mai zic, hei,
Și dacă ți-ai rezumat toată viața într-un singur sfat, care ar fi ăla? Pentru tine, că nu dăm sfat. Da. Ah, ok. Să nu mă opresc niciodată din a căuta adevărul. Pentru mine. Și să îl... Oricât de dureros ar fi. Da. Să știi că eu sunt antrenat să fac emisii lungi, adică eu pot să stau și o zi întreagă direct. De câte ore suntem? Îți aduc aminte că deasupra noastră e logo Andreea Raicu și nu faci și simplu. Așa că e alegerea ta când termin, pentru că sunt la tine acasă. Da. Dar eu fac lucrurile, adică... Vrei să mai facem și altele? De Revelion am stat 9 ore în direct. Doamne Dumnezeule! Da, mi se pare că sunt foarte multe teme și fiecare temă ar merita o discuție în sine. Și îți sunt recunoscător pentru faptul că, indiferent dacă sunt sau nu sunt de acord cu tine... Dar nu trebuie să fii de acord cu mine. Exact. Despre asta e vorba. Reușesc să-mi pui niște întrebări, să aflu niște lucruri pe care să pot să mă duc să le cercetez, să le documentez pentru pe propria mea personalitate. Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp. Mulțumesc mult de tot și mă bucur pentru invitație. Sper să mai facem și un episod de podcast dacă a mai rămas ceva de... Cred că mai avem ce să zicem. Da. Mulțumesc foarte mult. Da, eu cred, chiar cred că sunt multe teme și îmi place să stau lângă un om care își pune întrebări, care nu vorbește în adevăruri absolute, nu se consideră perfect sau departe de perfecțiune. Își recunoaște vulnerabilitatea. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult. Mulțumim și vouă că ați stat cu noi până acum și dacă v-a plăcut să le împărtășiți mai departe și ne vedem data viitoare.